Ok, pregătiți? Doamna Caterina, obosită? Da? Vreți să vă rihniți? Nu? O să aveți pixuri, carnețele, bravo, ok. Pentru că o să fie multe de notat. Noi ne cunoaștem majoritatea? Aveți o foaie. Da, bine, bravo, domnule, când ai... Știți, o dat, doamne, Caterina, să scrie de aveți acolo cu frate? Nu, 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 eu mă duc voie, spune. Hai, mergeți la lectură, așa duceți și câteva voie și câteva pixuri. Da, da, sunt. Toți mă cunosc pe mine? Este nevoie să mă prezint sau nu? Nu, ne-am mai văzut, da? Spune-mi. Gata, am vrut să-mi prezint pe domnul de lângă mine, pentru că el ați văzut povestească mult lucruri interesante. Eu, de fapt, mă mândresc cu dânsul, l-am, așa cât mie este răspundere pe jor, l-am depistat. Mai trebuie foie. Dar sunt doamne, mă, pe acolo, doamne, foarte serios. Două cuvinte. Și destul, tot de aici în cap. Da, l-am descoperit când era antitrader și m-am făcut ceea ce vorbea. Nu știu cum să-mi povestească la întrevederea cu directorul. Niște cifre din spațiul indicatorilor, cum se calculează. Gata? Și am rămas impresionată de ce cunoștință sunt și când am văzut că faci facultatea de matematică la Cluj. Acolo am învățat ceva interesant. Așa de venit consultant în aceeași, cum vă spuneam, subădere. Toți îl cunosc. Cine e el? Mihai, mă, eu... Mihai, domnule! Avem astăzi oaspete special. Michael Leaf din Anglia. El e Mihai Frunze și a zis Michael Leaf. Așa o să spun. Mihai Frunze, Beard Ferenc List. Sau Michael List. Da, are niște cifre foarte importante pentru voi astăzi. Tot aveți fixări. Eu ce v-ați pregătit toți din masterclass? Deci când ați scris la Mihai toate cifrele să fie în cap, atunci le țineți minte bine. Care sunt riscurile și cât trebuie să fie profitul? Care este cifra aceea magică? Ce profit lunar este ok să aibă un trader ca să tranzacționează liniștit, fără riscuri? 50%. 50. Cât mai mult, cât mai bine. Asta este din start, o răspund greșit. Este pentru noi deja un indicator că traderul nu știe ce vrea. N-are scop. Pentru că există trei scopuri principale ale traderului. Cine le spune, cine mă ajută? Sunteți toți după cursuri deja avansate. Asta e scopul unui trader? Nu, scopul traderului de ce e financiar, da? Deci e bani. Madalina, care este? Să ajungă la cont profesional? Dar dacă începi cu cont profesional? La VIP? Somență. Dacă începi cu VIP? Scrie. Primează procente pe loc. Să nu sunt de VIP și nu vin la masterclass. Masterclass-uri la acasă, vin și povestești cineva. Ei nu vin aici, dar asta nu înseamnă că ei nu sunt. Despre construcția depozitului, am zis cineva, sau construirea depozitului. Da. Sau de, ca scop, da? Deci vreau să-mi construiesc depozitul. Pentru a ajunge la un scop. Deci toți avem scopul, hai să zicem, care suntem aici în sală, scopul este de a ajunge la un scop. Depozit profesionist. Sau profesional. 200.000. Este pentru toți asta un scop? Da. Ar putea fi, da? Cel puțin, 200.000. Ok, comparăm asta cu un scop, de exemplu, cu o distanță. Vreau să ajungem toți la New York. Acum deja depinde de fiecare ce transport o să ia, sau ce modalitate, pentru ce modalitate o să obteze ca să ajungă acolo. Cineva o să meargă cu avionul personal, dacă are posibilitate, și asta o să, el o să economisească timp, o să aibă mai mare confort. Și asta e liniștit pentru că are credere în pilotul care e angajat ca să-l ducă în siguranță.
Dacă nu avem avion personal, există a doua variantă. Să mergem cu avionul comun, da? Cu toți. Și acolo este iarăși economic class și iarăși avem de la pe o decizie. Dacă mergem în economic class, clar că suntem fără distanță socială și e risc. Dar orice zbor este un risc, hai să zicem așa, da? Și dacă mergem cu avionul, deja riscăm. Oricum este o frică. Cei care zboară foarte des, nu mă nu smere, n-au frică asta. Dar majoritatea au frică de zbor. Tot este un risc. Și am putea să mergem cu vaporul, poate, până în New York. Sau dacă e vorba de alte distanțe, unde suntem pe, mergem pe pământ, în cazul ăsta putem să luăm automobil sau tren. Asta o să dureze mai mult ca timp, dar o să ne ofere o siguranță, dacă este mai liniștit, mai calm să mergem cu tren sau cu automobilul, și o să ne oferim și o experiență foarte mare. Pentru că noi o să vizităm foarte multe orașe, noi suntem, noi o să mergem pe acolo, pe drumuri diferite, pe lângă diferite, nu știu, clădiri, orașe, străzile, o să vedem tot asta, o să simțim. O să ne oferim mai multă experiență. Exact așa traderul care merge cu pași mici, lenți, spre scopul lui, el are parte de mult mai multă experiență decât așa la care zbura. Decât Mihai, care într-o noapte a făcut 125.000 pe cuvânt. El nu a înțeles mare prânz ce-a făcut. S-a așezat la calculator, a apăsat click și mai dimineața era la 20 când s-a deschis sesiunea americană, era deja un profesionist. Exact ca și cum te-ai urcat în avion și ai ajuns și ai aterizat. Ce ai văzut? Ai ajuns la destinație, ți-ai atins scopul, dar nu ai văzut nimic. Ne-ai simțit ce le-ai simțit cu nu, cu banii ce el de fiu, dacă făcut de greșeam, de fiu să investească în cunoștință. Adică ca el are, nu se gândește un zi 1.000 de euro, să-mi fac trader, să zicem, curs individual. Dar el de mare banii e, cred că l-a uitat una. Dar ceva nu înțeles, mă plătește 1.000 de euro, are de unde. Da, un om care nu are de unde, păi îți gândește altfel. Da. Și aici tot este în plus și în minus. De asta și vorbesc, da? Deja depinde de puterea care o avem, de modalitatea care o legem. Fiți așa traderi, deci au trei scopuri principale. Că dar nu avem decât să vorbesc despre scopuri, dar pe că am ajuns, vă rog frumos să țineți minte. Trei. Care credeți că e mai ok? Venit stabil? Sau creștere brusca la contul? Venit stabil. Da, deci asta eu își pune pe primul loc, nu pe a treilea. Așa, venit stabil. Iată aici ne axăm 5% cifra asta magică, bună, care trebuie să intre în capul nostru. 5% profit lunar. A doua variantă este construcția depozitului sau construirea depozitului. Atunci când noi lună de lună, constant, adăugăm la depozitul nostru, încet, încet în creștere, câte 15% până la 30% din mărimea depozitului. Și normal că dacă luna viitoare depozitul nostru este mai mare cu 30% decât luna precedentă, deja suma e mai mare și iar în suma cea mai mare calculăm 30%. Dar este un păcat ăsta, trading sunt trei păcate. Speranța, lacomia și care era treia? Avosi, cred eu. Și frica, o, da, găsit. Iată, lacomia, de obicei, ne împinge, trebuie foarte mult trader, îi aduce la ceea că e mai interesant ca tare, să-ți dublezi, să triplezi depozitul. Într-o lună. Dar și nu se poate. Ce trebuie să aduce termit ca tare. Se poate? De ce nu? Este posibilitatea. Un schiză o tranzacție pe Google și da, ți-ai triplat, ți-ai triplat depozitul. Asta implică risc maxim. Deci poate fi profitul între 100 și 500%. Și exact atât ai și riscul. E același. Nu, el 500 n-are de unde să fie, că îți duci maxim 100%. În cazul ăsta riscul o să fie de 10%. Și în cazul venitului stabil, maxim 2% riscul. Eu vreau să nu vă obosim foarte mult, deci am să vorbim mult despre cifre, pentru că este o temă foarte importantă pentru majoritatea traderilor. În viața de zi cu zi, noi oricum avem nevoie de gestionare, să cunoaștem sau să știm a gestiona banii, dar avem toți nevoie de abilitatea asta. Și foarte mulți dintre voi, care au ajuns la noi pentru curs de educație financiară.
pentru s-au gândit pentru a deschide o afacere sau pentru a ști cum gestionăm banii. Chiar am avut la teorie o doamnă care spus, dar eu credeam ca să învăț despre cum să economisesc. A, care a fost scopul pentru ce au venit aici? Vreau să învăț să economisi banii când nu prea gestionez banii corect, cam nu mi-ajung până la sfârșitul lunii, tot timpul și trebuie să împrumut sau să cumva să iau, împrumut de la unul de la altul și prindea salariul de înapoi și iar nu mi-ajung și tot așa. Deci îmi pare rău, dar noi asta nu putem să vă învățăm. Gestionarea banilor, iată, o să vorbim ce înseamnă risc și money management, că tare, gestionarea banilor asta nu înseamnă că să diminuăm cheltuielile. Pentru că este gestionarea banilor ar fi ca raportul dintre cheltuieli și venit, să fie veniturile să fie mai mari decât cheltuielile. Cum o scrofire? Nu trebuie de economisit, trebuie de învățat cum de făcut bani. Da, exact. Și îi spun, doamne, nu cumpăr eu, e tot să mă duceți la magazin, cumpărați cât lapte vă trebuie pentru 3 copii care aveți 2 litri de lapte, 1 kg de brânză, 20 de ouă, nu știu ce acolo, aveți energie electrică, aveți cheltuieli, alți cheltuieli sau haine pentru familie, ce cumpărați. Ce, unde puteți dumneavoastră economise? Ce să spuneți la copil? Azi o să-ți tot numai jumătate de can de lapte, nu-ți prăjeți două ouă, doar unul. Nu poți să spui asta. Sau ce? Hai ca să-ți fac placenta cu cartofi, nu cu brânză, că știu că îți place cu brânză, dar noi trebuie să economisăm, că la noi venitul trebuie să fie mai mare decât cheltuielile. Sau, este a doua variantă, ca să punem capul în mișcare și să mărim profiturile sau veniturile. Nu să diminuăm cheltuielile. Că tare psihologic, eu te-am observat la foarte mulți oameni, faptul când ei vor să economisească, n-am văzut niciun om care progresează financiar, dar e zgârcit. Zgârcit, nu știu, poate voi să mă contraziceți, dar eu așa am observat, că ăștia care zgârcesc, care stânge lumina, nu ține frigiderul deschis, nu îmi dau înainte niciodată. Nu, nu devin milionari. Precis, precis. Sau nu, pentru că, pur și simplu, e imposibil să te gândești că ei, poate cândva să am avea un meu personal. Pur și simplu, că ei rugăt prea mult energie la ce îi zgândească cum se economisească, dar nu cum se facă. Cum se fac mai mult bani. Da, exact. Apoi numai noi alegem că de ce, da? Avem decizii de luat. Ori mărim profiturile, ori minimalizăm cheltuielile. Eu nu cred că e ok. Unde se economisesc? Energie electrică se economisesc. Nu să nu mă arunc copilul, că să nu dau voie să aprind lumina și acolo și acolo, sau nu te duc la cursuri când am bani. Chiar am avut o fetiță din grupa lui Mihai care așa plângea, sărmană, mi-a fost jel de asta. Că mama nu-i permite să vină la curs, eu e chitat curs, dus că ți-ai lăsat, dar ei nepotrivit timpul, pentru că acum avem foarte mult de lucru pe nograde. Ei la lucru, mama la lucru, băieții nu știu care ce mai mari ce treabă au și ea rămâne cu, pe lângă faptul că are de învățat într-o bacalaureată, rămâne și cu treburile casei. Și așa, mi-era milă de dânsa când dăm, că mama vine supărat acasă și eu văd că ea nu spune nimic, nimic, dar ea e supărat că eu nu reușesc să fac lucruri pe acasă și acum nu pot să vin la curs. Deci are clasa 12, atât de mare dorință, atât de mult vrea și înțelege lucrurile astea și îi spun, invită-l pe mama la oficiu, vreau să vorbesc cu dânsa. Pur și simplu am fost discut omenește. Nu cred ca să vină și dacă se vină și dumneavoastră zicutați cu dânsa, ea spune că și te duci acolo, stijelă. De fine, zic, hai la seamă, deci vreo două luni până vine vacanța, ea zice, eu nu vreau banii înapoi, vreau să vin, dar o să vin în vacanță, acum nu putea. Deci iată dorințe, că acolo precis lasă, stai așa să zic, e normal, așa, las că e bun. Mă într-o nogradă și ce-mi trebuie să mă complic, să-mi complic viața cu altceva, cu cifre. Da? Dar voi care sunteți aici vreți mai mult. Și vreți să măriți profiturile și nu să scădeți din cheltuie. Pentru că atunci când cheltui, sunt bine, da, hormonii de fericire se produc mai mulți și automat sistemul nervos, da, e mai calm, creierul creează mai bine și tu iarăși ai mai multe capacități, că atunci când creierul e liber, el produce mai multe capacitate de a gândi și de a face mai mult bani. Așa că astăzi vorbeam cu cineva despre faptul că cine a inventat romantic, ca tare este, sau romanticismul ăsta de... Romantismul. Romantismul de... Cam să vreau să-ți dăruiesc luna de pe cer și stelele. Asta comuniștii și săraci au inventat. Pentru că poți să fii romantic și cu bani. Și fiind romantic cu bani, pentru ce, ce înseamnă asta să-ți dau luna și stelele? Asta e imposibil, asta e pentru toți. Am alte informații, că atunci când era mamuță și nu știu și să dărâi ochi mici, să dărâi luna și stelele, de acolo știu luna comuniștii. Hai, lasă luna
ajutat să te legat despre stres, de mai bun, ca să înțeleg ceva. Când și mie mâna șterele. Deci că asta, sunt romantici cu chestii de astea, ajutați-mă cu ceva, ceva. Da. Chestii, da, deci nu, e libertat, nu, nu real, chestii care nu, nu, nu poți real să dai. Dar cei care nu-și permit. Dar cum zice eu cu scăzărul lor, deci de și noi chiar și tot mai avem banii ca să. Poate cuvinte sună bine, nu face nimic. Sună bine, nu mai duc ceva, nu ajută la nimic. Dar nu ajută la nimic, da, exact. De asta zic eu și cum ar trebui să spune. Poți fi romantic dacă ai bani ca tare. Nu s-am putea că ai bani, ești romantic. Poți comanzi flori. Deci, te trimiteam soția mea flori la magazinul unde ea lucra, ba, deci cele italiene și eu cred că el nu te-ai vreo să mă ridic cu mine, el se dau lucrurile la cascate. Dumnezeu, zic, da, poți să-ți permiți să faci lucruri foarte frumoase, având bani, nu economisent. Spunând că, ei, lasă, să nu cumpăra flori, azi, că și-ți mai cheltui bani, tot n-a fost lucru. Zeci de comunie, dar Maiakovski, dar după ce și-a murit 20 de ani o amantă de-a lui, o prietenă lui, adică el vrut să cucerească, încă 20 de ani eu vine o flori acasă. Ei, era... nu zic de scritor, doamna, adică, și-am citat cu cineva, nu, nu vreau să mă bag în politică sau în chestia asta. Adică ei știți că erau romantici, adică romantici de astea care cu bani, tot gonorarul roșu. Care, okay, da, da, care erau bani, nu, trebuie să fie romantici. Nu, dar nu zic că era pe vremea comunismului. Posibil. Nu știu, asta e vorba probabil din Italia. A, apropo, de la lui Berlusconi vorba. Că asta vine de la... El mi-a povestit că Berlusconi are un anecdot. Ce îmi zice ceva de genul, că fiica întreabă, tata, cu ce mai bine să mă mărit? Cu cine? Cu un bărbat care este bogat sau cu unul romantic? Și el spune, ok, și el e romantic, ce poate să-ți dea? De pe el poate să-mi dea dragoste, să mă prind, ca să ne fere și luna și stelele. Bun, dar așa cu banii ce poți, și nu poți să feri, așa cu banii poți să-mi feri orice, și dragoste, și respect. Ok, dar pe lângă asta, nu știu ce trebuie. Și el mi spune că romantic asta a inventat-o cu niște seara. Că romantic primul pe jos, dar cel cu banii cu mașina. Da, aici sunt multe. Ei mai sunt vorbe, că mi-e bine să plânge în propria automobil decât în stația de trolebus, e mai dulce. Dar asta nu înseamnă că toți suntem oameni și toți avem sentimente și în spatele fiecărui om de succes, fiecărui, nu știu, abundență de bani, viața cuiva, de exemplu, sau aceeași casă frumoasă, aceeași mașină de lux, nu este un noroc, nu este ceva sau ilegal, sau toți am avut probabil momente când mergi pe drum, știi când ești, ori ce faci, ori și se ocupă, de unde așa, da? Sau mai ales când eram mai mici, ne gândeam, cum, de unde au atâția bani să-și cumpere așa casă sau așa automobil. În timp am învățat că asta e doar rodul unei munci. Majoritatea oamenii ce nu pur și simplu sunt, au așa ceva, dar pur și simplu, asta e muncă, muncă. Muncă, nu fizică. Zice lumea cei care nu pot să fac pușii la șală. Exact, da. Cine știe și nopți dormite, cine știe câte retraiau, luați credința, saldăie, nasaldăie, pieci suri, piurmă, fac pe-o carne. Nimeni de asta nu știe, vede numai așa, luxoasă și casă de milioane. Da, și îți trezește invidia în loc de invidia asta albă, sau motivația care îți fac să te gândești, ce pot să fac și eu ca să ajung așa. Bun, despre cifre. Noi să vorbim astăzi despre balanță, cea care stă jos acolo sub grafic și mulți nu înțeleg procentul marjei, marja, cu cât se intră în tranzacții, pe ce instrument și cam cu ce volum. Dar nu o să putem să facem ca la matematic, sunt foarte multe probleme diferite. Dar învățăm o formulă care e valabilă pentru câți sau câteva formule care sunt valabile pentru toate problemele. Dacă știm formula și cum îți dă la lecție. Îți dă formula și după care copilul singur acasă poți face orice fel de exercițiu. Algoritm. Exact. Este așa și noi. Trebuie să vedem pe scurt toate algoritmii cei mai principali, pentru că voi să știți sigur atunci când deschideți o tranzacție, cu cât trebuie să o deschideți ca să fiți siguri și liniștiți pe piață. Pentru că ați gestiona riscul nu este... care era cuvântul acolo? Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă temeți. Sau să fie o frică. Sau cu faptul că merg la risc, trebuie să mă tem. Nu, asta din contra este curaj. Pentru că conștientizezi riscul, îl vezi și găsești metoda de a-l controla. Pentru că noi asta putem să facem. Vrem să ne controlăm din start riscul nostru. Dacă se apară întrebări pe parcurs sau ceva nu-i clar, ne opriți și explicăm. Bine? Da? Putem să începem? Da. Tot ce vedeți pe grafic,
sunt doar cifre. Data asta vreau să... Deci noi suntem, știți, în două direcții, este real și uman, degeaba. Este real și este uman. Cuiva îmi plac cifrele și le se dă mai ușor. Da, Madalina, vrei nu, dar te-ai vrut să te duci la uman. Profesorul zic că nu, tu ai capacități aici, du-te și dezvoltă-le. Pentru că la uman, la real, se dă mai bine decât la uman. Pentru cuiva care îi plac cifrele, o să-i pare, poate, îi pare mult mai ușor gestionarea riscului și calcula toate calculele acestea. Cuiva care e mai artistic, poate să-i pară mai greu, dar asta nu e nimic complicat. Risk managementul pentru trader este la fel ca regla pentru croitor, ca cântar pentru vânzător sau pentru farmacist. Da? Este foarte, foarte important. E pur și simplu măsuri, doar cifre. Ok? Procesul de a face... Șterg ca să nu vă descrieți? Da, șterg. Dacă v-ați notat și nu mai spune nimeni 30%, de fapt, depinde de scopul vostru. Cineva, da, o să trebuie să ajungă repede la New York și să duci cu avion. Cineva poate să meargă cu clinți, cu vaporul. Procesul de a face bani este lung, iar cel de a pierde este foarte scurt. De multe ori, probabil mulți s-au confruntat cu asta, da? Parcă nu știu de ce când se duci un take profit, parcă mai încerc să duci. Un take profit, a doilea, a treilea și parcă să le urmărim când sunt albastru, când sunt profit, e mai greu decât să le lași, de fapt, să meargă în profit. Nu e greu decât să le urmărești când ducă minus. Când ducă minus poți să le lași mai după mai mult, mai mult, mai mult. Nu vrei să le închizi. Când îți spalba astru, atunci repede ne grăbim să le închidem și de asta și procesul ăsta. Dar asta nu se referă doar la trading, dar și în general în viață. Da? Deci poate să fie, să zici, pe reputația poți să o construiești o viață și o poți pierde într-un minut. Exact așa și averea ta. Dar de ce tot timpul punem accent pe cunoștințe și abilități, că asta nu poate să ne lie nimic. Pentru că poți să ai oricât de mult și poate să fie o greșeală, să nu știi ce se întâmplă în viață, ce lovituri poate să fie și să pierde tot. Să-i faci bani, da? Procesul este mai lung, să-i pierzi, este mai scurt. De asta trebuie să știm a gestiona, să ne măsurăm riscul. Ce este în general risk management și money management? Domnul Michael. Ce reprezintă definiția? Da. În primul rând, aș vrea să explic că ce e risk management și money management. Asta e gestiunea riscului și gestiunea banilor. În general, cum are loc acest proces, cum influențează piața și cum noi putem gestiona asta și cum poate asta să ne aducă nou profit. Ca să înțelegeți, vă știți că pilonii de bază în tranzacționare care sunt? Trei piloni de bază în tranzacționare. Analiza care? Tehnică, fundamentală și risc și money management. Corect? Da. Ca să înțelegeți, în toate aceste trei puncte putem face niște combinații. Da? Poți să le combini câte două, da? Și să primesc câteva combinații și poți să le combini cu toate trei. Individual nu o să facă niciodată profil. În cazul în care le combinăm câte două, la ce rezultat ajunge? Dacă combinăm analiza tehnică cu risc și money management, rezultatul e ok, adică randamentul e pozitiv. Avem o profitabilitate din tranzacționare. Nu este atât de mare randamentul, dar e într-un profit în final. În continuare, analiza fundamentală combinată cu risc și money management, la fel ne aduce la un profit. În cazul în care combinăm analiza tehnică și analiza fundamentală, noi la profit nu o să ajungem, pentru că noi nu gestionăm banii corect. Poți să observați că de pe piață poți să iei profit, poți să iei puncte, o mulțime de puncte și într-un final tu ești în minus. Tu iei de pe piață 100 de puncte, dai înapoi stop loss-ul, adică 50 de puncte și într-un final tu ești în minus. Asta e din cauza la risc și money management. Și pentru asta, și dacă le combini pe toate trei, ajungi la rezultatul perfect. Dacă versiunea ideală. Nu, versiunea ideală nu-i. Tin spre versiunea ideală, că asta e cel mai corect. Deci, sunt două combinații. Ori combini ceva cu risc și money management din analize, ori le combini toate trei, dacă vrei să ajungi la rezultat. În general, eu vorbesc foarte des despre riscul ăsta. În general, la orice trader când discut, riscul ăsta e cel mai important. Cum trebuie noi să-l gestionăm? Ca să înțelegeți, riscul există întotdeauna, în orice loc, în orice moment. Dacă să vorbim, cred că exemplu ăsta suntem pe care îl cunosc, dacă vorbim de sport, care este riscul? Traume. Traume sau să nu puși pijoare în competiție, în dependență de care scopul final, corect? Care este riscul în economie? Faliment, adică când în final rezultatul e pierderea banilor, corect? Care este riscul în facultate, de exemplu, în liceu? În liceu. Oh, asta e cel mai rău caz. Situația care, dacă cine nu finisezi liceu, adică să nu iei bacul, pentru că când începi în liceu scopul final e bacul, când începi facultatea, care e scopul final? Liceu.
lucrarea de licență, masterul, masterantul, doctorat, doctorat și tot așa. Care este riscul medicină? Viața omului. Nu s-o mori. Acolo nu mă mori. Riscul medicină, dar omul se poate trata într-un final. Într-un final omul se... Și are scopul. Dar așa scopul, dar noi... Deci, în medicină, riscul, asta e ca să nu tratezi omul până la capăt, adică să nu fii în general tratat. Să nu depistezi corect boala și să nu tratezi corect. Sau să-i pui diagnoză greșit. Într-un final, omul nu este sănătos. Păi la fel și în tranzacționare sunt niște riscuri care ar trebui să fie gestionate. Atâta timp cât noi le putem controla, că riscurile sunt mai multe metode. Noi putem să le gestionăm, putem să le minimalizăm. Dacă le combin, asta ajunge la un rezultat foarte bun. Așa. Putența, anterior. Anterior. Așa. Deci, ce este risc? Management și money management. Să dau un exemplu. Imaginați că e o asociație care se ocupare de anumite pământuri sub gestionare, dar și să scopul final e ca să facă, de exemplu, semințe de floare sau altul, da? Păi ce să aibă această asociație? O să aibă un agronom care se ocupe în general de soluri și cum să selecteze semințele să fie ok, factorii care influențează și toți factorii extremi, ca într-un final să aibă roadă, corect? Păi dacă se uităm în agricultură și chiar floarea soarelui, money management. Asta sunt factorii externi, ca umiditate, soare, ce mai avem acolo, dacă se face și pământ asolament, ce plante crescută înainte de asta pământ și tot așa. Cum a fost cultivat, dacă a fost folosit erbicide, dacă a fost dat îngrășăminte. Și o mulțime de factori care are o anumită pondere la rezultatul final, corect? Ce este risc management aici? Aici sunt păsările care ar putea să distrugă plantațiile, ar fi grindinile, calamități naturale și, în general, orice factor negativ care ar putea să aducă pagube într-un final, corect? Adică, acestea sunt, ca să înțelegeți care este diferența dintre risc și money management. Adică asta e ca un pic, o mică introducere. Și în tranzacționare, cum asta este? Deci, cum gestionează riscurile? Riscurile astea ce sunt în tranzacționare? Care este riscul? Riscul ăsta când iei stop loss. Dar dacă îi gestionezi, asta aduci la un rezultat bun. Asta o să explic în continuare. Și money management, asta sunt volumul de aplicați, cum noi le respectăm. Deja asta o să fie pe parcurs, o să fie mai detaliat explicat. Da, așa. O să le următor. Și riscul ăsta este stop loss-ul, money management, e volumul care îi rapidează. Când am zis la Marc Discaș, conform money management, deschide tranzacția independent de depozitul fiecăruia în parte. Și ăsta e volumul care intră în de asta. Cum ce ține de risc? Așa, ce ține de risc? Management de riscul lor și în general asta, cum influențează el? Asta e valabil în orice tratare. În orice sistem, în sistem care este pus, adică orice sistem de construit pentru afaceri, un anumit profit sau în general afaceri, nu contează, în orice este un risc. Da? Și noi trebuie să mergem prin anumit pas pentru a gestiona riscul. Și aici avem un motiv. Deci prudența este alta de control a riscului. Când încerci să controlezi riscul, asta nu înseamnă că asta nu înseamnă că ai frică. Asta înseamnă prudență. Adică tu vrei să eviți riscul. Și pentru asta noi trebuie să mergem prin anumit pas. Pentru că noi când depistăm un risc în tranzacționare, noi nu simplu la legitat și la evitat. Nu. Riscul este ceva care trebuie controlat. Deci am pus aceste două imagini foarte interesante. Imaginați-vă că asta este când deschide o tranzacție, da? Asta este oblosul și acela este tot. Cu alte cuvinte, aici în urmă... Deci ne-am depistat riscul tranzacțional. Când depistăm riscul, noi pur și simplu l-am depistat, am văzut care e riscul și l-am evitat din start. Nu, asta nu e ok. Pentru că nu ați poți să eviți riscul din start. Trebuie să înțelegi care e riscul, care sunt efectele lui, în general cum el se comportă. Tu atunci îți poți controlezi. Asta e ca cum ai avea un adversar, da? Într-o luptă. Tu dacă vrei să fii domini lupta, tu trebuie să cunoști punctele adversarului, corect? Pentru ca să știi din ce punct să poți ataca, corect? Păi așa și aici. Ai tranzacții deschise. Păi când depistezi un risc, primul lucru care ce faci, asta se identifici riscul. Noi întotdeauna încercăm o tranzacționare la identificat și să o controlăm. Nu. Trebuie să o treci prin anumite etape. Imaginați-vă că ești la grădina zoologică, da? Ești dresor.
și ai un leu. Tu îl treci prin anumite etape, da, regulat îl trănești, la anumite ore îl pui să facă anumite exerciții și tot așa regulat și în timp, până ce leu și eu te ascult bine, da? Și execut tot ce îi dai. Adică nu de start. Ai intrat, eu îți resort, trebuie să mă asculti frumos și el să te ascult. Nu, asta nu funcționează. Trebuie în anumite perioade de timp, tu să te adaptezi cu leu și, el, și după atunci să-l poți controla. Și o să aibă numerele cele frumoase care ați ajuns într-o final. Și încă și atunci câteodată se întâmplă ca să nu te asculte. Deci, care să ne dăm până deschid tranzacția, noi să realizăm care este riscul, da? Da, da. Păi nu deschizi tranzacția, tu ce faci? Dă-i sari, cu, sari în, din avion după asta, te uiți dacă ai parașuta? Sau îți pui parașuta și sari? Asta să fie ideea. Deci noi identificăm riscul. Când am identificat riscul, asta spre spune că am deschis o tranzacție de bani sau de sel pe $1, cred, noi am identificat riscul. Noi ce am factorat acolo? Un cont de $10, avem acolo nivelul, nu trebuie să pasăm stop loss-ul. Adică deja noi asta am identificat riscul. Care este riscul? Să se ducă 50 puncte minus. Asta e riscul care noi l-am identificat. Mai departe, ce facem noi mai departe? Analizăm. Noi după ce am identificat riscul, știm cât o duc tranzacția minus sau cât o duc în profit, noi asta a fost. După asta trebuie să analizăm toate acestea. Ca să adaptăm volumul, să adaptăm în general tot ce este nevoie ca tranzacția să aibă succes. Da? Adaptez la cont, deja asta o vorbim în continuare. Deci trebuie să-l analizăm. După asta avem care? Avem gestionarea. Nu pur și simplu ai deschis tranzacția și gata, ceva de grijă. Nu. Tranzacția are un anumită dată, mai ales dacă este tranzacție pe perioadă medie sau lungă, trebuie să gestionezi acest risc. Pe lângă că e analizat, e identificat, asta nu înseamnă că tu controlezi. Ca să înțelegi controlul, asta trebuie să fie verificare regulată. Asta nu înseamnă să din 5 și 5 minute, dai click, 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 click. Nu, asta nu-ți funcționează. Asta unii cu risc care îți fie, asta să ai ochi în plas, insomnii, probleme, lipsa, adică... Te obosești și începi să nu gândești logic. Dar tranzacționarea iubește ca să fie rece pe piață, fără emoții. Și atunci când o să fie obosit, adică randamentul o să fie practic zero. Nu chiar zero, pentru că ați face așa, ține să te uiți, să te mai gândești, să ai emoții, frică, alte lucruri care pe noi, adică factori externi care te afectează negativ. Și îți perturbează acest circuit frumos, care trebuie să fie respectat. Deci noi trebuie să gestionăm acest risc. Ai deschis tranzacția, tu trebuie să o monitorizezi. Cum am zis, nu trebuie să stai lângă grafic, dar trebuie să o monitorizezi acest risc. Din ce cauză? Tu ai deschis, ai analiză tehnică, fundamentală, da? Și ai risc și money management. Tu ai deschis tot perfect. Prin monitorizare, ce să ai în vedere? Tu trebuie să fii întotdeauna într-o trânsă legătură cu lumea externă, adică din punct de vedere fundamental. Pentru că sunt unele noutăți care tu nu le poți prevede din timp. Da, tu ai tranzacție activă, la tine îți duci perfect după tehnică. Dar dacă apare o noutate fundamentală, tine ar putea să efecteze. Și de asta trebuie tot să fii în tempo cu noutăți la nivel global. Presupun, în tranzacția ta în profit cu 3500 de 1000 de dolari, da? Dacă are loc o noutate fundamentală și tranzacția începe să ia direcția opusă, atunci ar fi mai bine să o închizi din timp. Acestea sunt situații excepționale. De asta zi trebuie monitorizată. Asta când vorbesc de perioadă medie și scurtă, pentru că dacă e pe perioadă lungă, oricum își face influența, acel notat fundamental cât o poți fi 100, 2 puncte, nu contează, dar pe general o să ajungă tot la punctul final. Asta în cazul în care ești pe perioadă lungă. Dacă ești pe perioadă medie sau scurtă, trebuie să monitorizezi. Revizuire, asta la fel. Revizuire, asta ce se înseamnă? Revizuire, eu cred că voi faceți analiza grafică în weekend. Ce faci un trader în weekend? Ok, bine. Cum faci în general? Ca să înțelegeți, piața de zi cu zi evoluează, corect? Înseamnă că faci noi minime și noi maxime. Păi în weekend, pe lângă că faci analiza tranzacțiilor, trebuie să mai gândești la două puncte foarte importante. Ce faci cu tranzacțiile care sunt active și puncte de intrare pentru tranzacțiile de viitor. Ați făcut asta vreodată? Nu uităm. Asta e foarte important și îți corectez graficile. Pentru că dacă faci un nou maxim ca să înțelegi prioritatea are ce în prezent. Da, eu înțeleg că acum sunt multe noțiuni și cifre și ce mai sunt și poate plictisesc, dar este trebuie memorat. Pentru că ele te ajută la tranzacționare.
calci alături. Stop loss. Dacă merge ok, profit. Asta trebuie de respectat. Asta e valabil foarte mult și pentru nivele, probabil, care le-ar trebui din când în când revizuite și adaptate la prețurile noi care se formează, minimile și maximile noi care se formează pe piață. Tot plasez nivele pe grafic, să vă spun. Păi tu te uiți și în istoric, da? Dar păi, dacă formează în prezent, noi maxime, tu orientezi nivelul după prezent. Nu te uiți în trecut, dar eu înțeleg că acolo stai un aer sau nu să arăte bine. Tu te orientezi nivelul după prezent. Pentru că tu prezentul te ajută viitorul. Ca să faci. Bine, trecutul te ajută numai prezentul. Prezentul care ce se întâmplă? Ele merg una între alta. Adică dacă au prioritate, au și în prezent. În trecut nu au prioritate. Dacă au făcut maxime, noi ne corectăm nivelul după prezent. Și acasă asta contează foarte mult. Și fix așa și la tendință. Tendința a făcut un maxim puțin mai mare. Îți aranjezi graficul în așa fel ca să-l prinzi tendința asta toată. Pentru că dacă nu prinzi tendința corect, ce faci? Greșești intrarea în viață. Câteva puncte, dar de zic, câteodată nu-ți ajunge un punct, ca să iei dai profit deja un punct, stop loss să-ți ia. Fix un punct și îți iei stop loss și să-mi tași înapoi. E clar, idee. De asta trebuie să faci. Așa, și ultima, controlul. Ce să are în vedere prin control? Păi, dacă treci acest risc după ce l-ai depistat, dar după ce ai identificat și ai trecut prin toate aceste etape despre care am vorbit până acum, păi noi ajungem la rezultatul pentru că o putem controla. Deci atunci tu ești, poți să zici că menții riscul sub control. Deci, acest leu de aici, se presupune că putem deja lua mări. Ca să înțelegeți. Pentru că trebuie să treci în aceste etape ca să ajungi la control. Deci nu o scoți. Deci doar ideea care ce reprezintă în general riscul și cum se controlează. Asta este important. Eu mână, asta eu adevărat, eu urmesc. Dar nu contează, tare. Nu contează. Ideea e că trebuie să treci pe mai multe etape ca să ajungi și să controlezi. Ca să devii leu pe piață. Da. Indiferent de ce burs sau taur, dar să simți ca un leu. Puternic. Așa. Da. Important să nu fii, moale pe piață. Răspii rece. Rece. A, apropo, rece și fierbinte, exact. De care se fierbinte pe piață, de obicei tranzacționează foarte intens și atâta acolo și se fac greșeli. Da? Bun trader care tranzacționează des. Este ok, pentru că multe tranzacții oricum o să fie, dar dacă gestionezi riscul, deschizând mai multe tranzacții, oricum din toate o să fie mai mult profitabil decât neprofitabil. Dacă facem analiza la rece. Ne permite ca o 5 tranzacții, să le analizăm, 5 grafice când le analizăm și găsim 3 dintre ele. Ok, credit, găsim noi, neapărat să deschidem 10 tranzacții pe zi. Sau să ne grăbim deschiderea tranzacțiilor. Și acum voi vedeți, dacă am vorbit despre gestionarea riscului și acolo este pus un accent. Gestionarea riscului a fost pus în accent mult mai mare pentru că foarte mult contează în tranzacționare. Ca să înțelegeți, dar cum am zis, risc și money management, asta e baza la celelalte două. Dacă asta nu respecti, asta nu se duc profit. Este le respecti și nu respecti, asta e iarăși mai profit. Trebuie să fie întotdeauna într-o importanță. Și acum o să vezi despre gestionarea banilor. Pe general, ce este gestionarea banilor? Cum îți spuneți? Gestionarea banilor. Asta e felul în care tu îți gestionezi un anumit capital corect. Haideți vorbim spre spunem de un salariu. Ai salariu, de exemplu, de 1000 de dolari, ai salariu de 5000 de dolari. Spre spunem că de la început, ai început cariera, ai 1000 de dolari, ai evoluat într-o anumită perioadă foarte scurtă și ai ajuns la 5000 de dolari. Sau crescut impozitul și când faci cel 5%, deja primești 5000 de dolari pe lună, corect? Ați observat că când primești 1000 de dolari, tu gestionezi foarte bine banii. Da, pui și acele o zecime, cum e scris în toate cărțile de investiții, scris că 10% din profit trebuie să lucreze pentru tine. Te dai deoparte și ai uitat de ele ca să lucrezi mai departe. Nu, asta e din cea mai bogată lume la Babilon. Nu, este, da, este care e la Babilon, da? Ca să înțelegi, asta nu e ceva nou. Orice carte care este dezvoltată de dezvoltare personală sau de educație financiară, la bază are aceleași principii. Numai fiecare autor a trecut-o prin prisma cunoștinței sale sau a intelectului care dispune și a expus-o în felul său. Și a ajuns, dar la bazele stau toate. Pentru că dacă vrei să faci profit, scurt pe 2, trebuie să pui o parte din asta, adică să investești. 10% le dai deoparte din profit în fiecare lună.
Și aici asta te ajută la gestionarea banilor. Și observi, la 5.000 de dolari atunci îți ajunge și pentru investiții, îți ajunge și pentru cheltuiele, îți ajunge și pentru orice îți trebuie ție, da? Când crește salariul la 5.000 de dolari, eu am salariul de 5.000, de 5 ori mai mult, care atunci apare? Atunci nu mai începi să gestionezi corect. Tu, gata, te-ai bătut de la toate standardele tale. Planul tău, gata, tu nu crezi după plan. Păi de 5 ori mai mult, eu gata, îți pot da și deoparte tot. Nu. Și că atunci ajungi la sfârșit de lună și tu poți zice că nu ai bani. Păi pe toți i-ai epuizat, fără să-i gestionezi corect. Și că asta tot se întâmplă din cauza gestionării. De ce duci capacitatea asta de a gestiona de 1.000 și unde duci capacitatea asta de a gestiona 5.000? Unde duci? Că tu îți controlezi 1.000, înseamnă că încă și mai bine poți controlezi 5.000. Unde duci abilitatea asta de a... Abilitatea asta implică instinctele umane și plăcerea. Omul are o plăcere de a cheltui. Lăcomie. Omul are o plăcere asta de a cheltui. Atunci, emoțional, tu ții în suflet, în subconștientul tău, că ai mai mulți bani. Și automat îți astup capacitatea logică de a-ți controla bani. Înțelegeți ideea? Da, și atunci ce faci? Începi să cheltui. Începe a face greșeli, zici așa mai corect. Dar nu, neapă, nu-i greșeli. Pentru că dar nu ce-i cheltui 5.000 și să înțelegi că stai doar tăi puțin, nu mi-ajunge, asta trebuie să ajung la 10 deja. De exemplu, mergi la magazin. Și tu te-ai uitat, ai lezi, a, când ai să mai la ce așa, îmi trebuie asta, ok, ți-ai cumpărat de ziua acasă. Când te duci cu, deja când îți spui un volum mai mare, ce faci? Te duci, ce îmi trebuie de asta, așa? O, aici și altă, și dacă unul plus unul și toate, fost frumos, așa, și cum tot ai, mi-e într-o parte. O, și aici altă, dar mie îmi stă bine, nu blogești, rău, zice, sunt așa, și mergi dintr-una alta și când ajungi la casă, ai cheltuit mult mai mult decât ar trebui să fii ok. Și ca asta încalci anumite reguli. Și ca faci dezechilibru. Mult ploaie nu-i bine. E clar cu abilitatea. Asta așa. Deci este 9.000 de euro și 5.000 de euro. 10.000 de euro. Mersi, Mihai. Deci mă împilu la grafică, nu știu să reușesc să povestim cifrele cele mai importante. Cred că deja e clar că și ce înseamnă gestionarea riscurilor și a finanțelor și fiecare să-și facă pentru ea în concluzie totuși ce bine să cheltuim sau să economisim. Mai mult, majoritatea traderilor care au fost intervenați de asta a fost un sondaj, au spus că este mult mai important ca tare risk managementul decât strategia de tranzacționare. Pentru că strategia de tranzacționare, poți să ai o strategie foarte bună, cum a spus Mihai și dacă ai analiză tehnică și fundamental și ai un indicator acolo care nu știu să-ți arată magie și ai într-o strategie foarte bună, dar tot ești pe minus. Deci, e dacă nu umpli cu volumul potrivit. Că tare volumul este tot secretul la risk management, la money management, este în volum. Și volumul trebuie adaptat la depozitul nostru. Haideți, vă rog, să vedem ce era acolo. Regulile astea importante. Dar, deci, sunt trei reguli importante când e vorba despre măsurarea riscului. Prima ar fi să niciodată să nu riscăm mai mult de 2% din volumul depozitului nostru într-o singură tranzacție. Independent de strategie, putem să admitem maxim 5% din tranzacție. Ce înseamnă asta? Ce este 1-2%? Este o plosă. Da. Banii care poți să-ți permiți să-i vezi într-o tranzacție. Ok, dați-mi un exemplu. Contul de cât? 5.000 de euro. 50.000 de euro. Asta e cum ați spus. 5.000. De ce să fie? 5.000. Cam 5.000. Te scurt. Nu știu, dar eu zic eu. 1-2% din 5.000, asta cât o să fie? Să fie greu de făcut calcule. Poți 10. Asta ar însemna 100-200 de dolari. Stop loss. Dacă tranzacționăm pe euro-dolar, să spunem, deschidem o tranzacție de bani pe euro-dolar, cu un lot. Volumul de un lot. Cât ar trebui să fie stop loss-ul meu la un lot? 100-200 de puncte? Nu, 10-20 de puncte, stop loss-ul. Așa, deci asta e 10-20 de puncte.
Este ok să fie un răbălat 10-20 de puncte și spun un stop loss? Nu. De ce? Pentru că e foarte mic și o să fac o țină, să se dau preză surtuiesc și o să închid tranzacția în stop loss, mai departe să dau acolo unde are el treabă să dobi. Toată direcția, deci din strategie, direcția nu a indicat-o corect. Intrarea poate era destul de bună la un început de impuls. Dar dacă ieșirea sau stop loss-ul era plasat greșit, foarte, foarte aproape, conform, nu știu, să zicem, conform volatilității instrumentului, noi luăm stop loss-uri. Și asta, de fapt, am observat la foarte mulți trading, ce ei se asigură, ca și când cu un stop loss foarte micuț, de atât să nu cumva să pună prea departe să nu piardă prea mult. Și din cauza asta, piața e volatilă, ca să mergi cu binare în ochi. Și au făcut o umbră, au luat stop loss și după care s-au dus mai departe în bai, cum au prognozat trader, direcția era crescătoare. Deci stop loss-urile este o regulă în cele 20 de reguli, când nu puneți stop loss-uri prea mici. Țineți minte la curs, când vorbiți 20 de porunci ale traderului. E de asta. Ce facem în cazul ăsta? Micșorăm volumul, da? Deci pentru a putea să punem mai multe puncte stop loss-ul. Cineva mi-a spus o regulă foarte importantă la începutul carierei mele de trader, pentru că e mai importantă ca tare ieșirea dintr-o tranzacție decât intrare. Atunci când noi deschidem o poziție, o tranzacție, noi trebuie să știm când ieșim din ea. Cel puțin la început, asta și este controlul riscului, da? Am analizat și ne-am văzut că ca tare până la a fost respingere, confirmare și ar trebui să ieșim cam aici. Take profit. La moment prețul actual este aici, înseamnă că stop loss-ul eu am să-l plătesc mai jos, am măsurat distanța de la stop loss până la take profit și dacă el este măcar egal, sau cel puțin distanța de la deschiderea poziției până la take profit este mai mare decât stop loss-ul, atunci se merită să schimbi tranzacția asta. Dacă el este mai mic, dacă prețul actual este aproximativ așa, și stop loss-ul este mai mare decât take profit pe care eu îl aștept, dar nu, eu am văzut că el ne-am trebuit să ajung la nivel și am deschis piulea, că nu mă zic eu 10 puncte. Asta este greșit, pentru că piața văd când se poate întoarce și se iei stop loss. Trebuie ținut cont și de nivelele care sunt laterale, dar asta este o intrare târzie, să spunem, întârziat. Intrarea este greșită. Și clar că ieșirea este mult mai mare, de stop loss mult mai mare decât take profit. Adică, în primul rând, trebuie să luăm un calcul, ieșirea de tranzacții. Dacă se merită, să intrăm acolo, intrăm, dacă nu, nu. De asta, înainte de a calcula, vedem direcția bine, într-un strategie sunt trei puncte, direcție, intrare, ieșire. Că tare este direcție, ieșire și apoi intrare. Cât de intrat e ușor. Cât de ai scris tranzacția? Nove order, am apăsat buy sell și tranzacția este. Ok, și fac mai departe când înseam. Am analizat-o, am pus take profit, stop loss-ul. Acum așa să mă uiți, văd. Așa să aștept să fie în profit $20 și închid. Se întâmplă și cazuri de astea. Deschidem tranzacția, după care stai un pic, îmi pare că n-a să meargă el, se pare că aici e nivel, n-am ținut cont de nivel. Hai să ajungă măcar în zero și închid că nu este deschis corect. Multe ori pățesc traderi așa, nu analizează, nu deschide. Foarte mare tentație, anume de a deschide tranzacția. Dar nu sunt bine gândite. Deci, dacă micșorăm volumul jumătate, vom obține ce? Un stop loss de dublu, 20-40 de puncte. E ok? Da. Sau tot încă e mic? Tot încă e mic. Tot e mic. Înseamnă că ce facem? Da. Încă mai micșorăm volumul. 0-2-0-2-0-1. Ok, dacă ar fi 0-1? Stop loss 50. Min. Stop loss-ul să fie de 100-200 de puncte. Da. Asta deja e partea prea mare. Departe. Înseamnă că volumul ok ar fi de aproximativ 0,203 la un cont de 10.000. Iată și volumul, cum se calculează, înainte de a intra într-o tranzacție. Măsurăm mai întâi riscul. Și atâta asta trebuie să ținem minte. Riscul de 1-2%. L-am măsurat și dacă dumneavoastră ați deschis tranzacție, voi trebuie deschide tranzacție și el știe care e riscul de 2%, însuși nu-l afectează deloc emoțional. Indiferent, ok, și maxim ce ați poți, maxim ce ați întâmple, asta este că, nu, dacă, de exemplu, pierde, nu știu ce exemplu să vă dau, pierde, treci troleibusul, e nici strașnic din iau, deci asta nu ne provoacă nouă emoții. Dacă am întârziat la Leon,
acolo deja ai stres, că nu știu când vine următorul. Da? Așa și aici. Dacă am pus-o un stop loss adecvat, pe noi nu ne afectează deloc emoțional, asta ne permite nouă să-i dăm voie prietelor, pieții să-și facă treaba ca să ajungă la tech profit pe care noi l-am prognozat. Deci, noi de start am făcut analiza la rece cu capul treaz și am văzut o intrare bună. Dar datorită faptului că noi am riscat spre noi și am dat cu volum mai mare, cat, automat, acolo sunt emoții. Și ce faci? Stai și îl păzești. Ce să fac? Ce să fac? Adică dacă să zicem minus. Într-o simplă transacție, da? Da. 2%. Asta este în sigur, da. Ce se întâmplă dacă vrem să schidim 2-3? Atunci riscul ăsta de 1-2% îl împărțim la 3 tranzacții diferite. Și calculăm. Pentru fiecare parte. Înseamnă că $200 să fie pentru 3 tranzacții, dacă vreau să întâmplă 3 tranzacții diferite. Ok, pot să schimb 0-1-0-1-0-1. Și asta înseamnă totalul piață 0-3. Am avut cazuri când, dar sunt lucruri elementare ca tare. Pentru că sunt traderi care spun că, dar nu, eu numai cu 0,5 eram. Numai că avea 6 tranzacții cât e 0,5. Dar cu volum de 0,5, eu mai mult nu tranzacționez. Că așa, pentru contul meu, e ok cu 0,5. 0,5, total, în piață, activ. Asta nu înseamnă că poți deschis cu 0,50 tranzacții. Că asta deja sunt 5 loturi în piață. Da? Deci volumul este pentru tot contul. Este clar? Maxim 5%. Dar nu e nimic complicat. Mai faci un exemplu? Tot e clar? Bun. Punctul de ieșire de tranzacție trebuie terminat înainte de deschis tranzacția. Despre asta am vorbit. În cazul în care ai pierdut 10-20% din capitalul de care dispun, să luați o pauză de la tranzacționare și încercați să înțelegeți care este problema în tranzacționare. Când nu îți primești o chestie, ce faci? Te oprești, te gândești ce nu fac bine. De ce nu ies? Ceva nu fac corect acolo. Nu contează. Orice n-am face. Dar căutăm mai întâi problema, o rezolvăm, după care ne ducăm mai departe. Cazul când ceva nu ies. Exact așa și aici. Ok, dar avem o cifră de 10-20%. Asta se reflectă de multe ori în procentul, în nivelul marge, să ajungem acolo pe grafic și ne uităm. Adică dacă e vorba de contul de 10.000, ne-am dus în minus 2.000, asta deja e mai spus exemplul ăsta, poate nu e așa de bun, de foarte actual. Dacă traderul se duce în minus activ, 10-20% din depozitul, asta e ca o răceală simplu pentru un om. Pentru corpul uman. Ok, o lovitură care trece, se restabilește, ceva ce cu organismul uman poate să se regenereze. S-a îmbolnăvit, s-a odihnit, a luat medicamentele potrivite, vitamine, sport și a revenit și gata, organismul este la 100% funcțional. În cazul când este ceva mai grav, care traumează un organ, de exemplu, un os, nu știu, Doamne ferește, ceva mai rău și să ajunge la o intervenție chirurgicală, omul își pierde din capacitățile de restabilire, își pierde din, da, deși așa, are nevoie de intervenție chirurgicală, de exemplu, are nevoie de un tratament mai lung. Exact așa și contul, dacă se duce mai mult, decât 10-20%, își revine mai greu. N-a să ajung, pur și simplu, că am schis două, trei tranzacții și l-am adus înapoi. Nu, asta o să durez mai mult. Și atâta, de multe ori punem accentul și la practic și spunem la trader, se deschide statementul, învățăm și se uite acolo la maximul drawdown cât este pe statement la final. Și sunt avem traderi acum foarte mulți, la Mihai în grup am rămas impresionat, are un trader care are 0,1, 0,3% maximul drawdown. Cineva are un procent, maxim 5% au traderi. Cine mai mult de 5% nu totuși niciodată minus. Maxim toate, practic toate tranzacțiile sunt în profit. Și respectă volumul. La volum, la cont de 100 de mii, nu fac un lot între alte, nu. Și am și un statement, dacă și să vă arăt. Tot tranzacționare, liniștită, calmă, pe termen lung, cu volum normal. Vreau să văd pe platformă, ca să putem să arătăm asta. E clar cu 10-20%. Ce facem în cazul când bun, este persoana așa are nevoie de ajutor, gata, nu mai poate fi restabilită sănătatea ei, decât cu un transplant, de exemplu. Păi, dumneavoastră, jumătate de se telefon de conectat, te-ai conectat. Dar dacă e vorba de... Că te-ai internat?
Mă gândesc că dacă e o problemă cu creierul, capacitatea de digestie, nu, chimie, are... Da, poate să ajute medici în cazul ăsta. Sunt emise nevoie când uneori de transplant și dacă este o problemă și se poate de înlocuit un alt organ sănătos, atunci omul poate să revină la normal, mult mai repede. Dar în cazul ăsta e vorba de reinvestiții. Sunt traderi care înțeleg sensul reinvestiției. Nu eu ca o problemă, că okay, sunt cazuri când un cont de 100 de mii a fost salvat de 5 mii. Care după asta el s-a restabilit ușor, putut să iasă, permis să iasă din tranzacția care era, să aștepte și să închidă la momentul potrivit, să iasă și să restabilească contul. Ca tranzacția a ajuns la zero și iarăși contul era, pentru că istoria era foarte mult profit, dar când ajungem la marjă liberă foarte mică, iată acolo trebuie de ajutat. Îi dat un ajutor ca să poată ieși. Nu știu ca să vă explic cu... Dați-mi graficul să ajung pe acolo. Să explic cu unii frânghii, nu vreau. Cu ajutor. Platforma. Aici sunt 5. Dar de mătura dacă te deschis sau nu? Nu, e un cont nou. Când contul e la început, iată aici sunt 3 indicatori. Cine am spus, Mihai? Ca la bordul unui pilot, unde sunt tare mulți indicatori și acolo arată niște cifre, niște lucrușoare, în caz că s-au aprins, înseamnă că ceva nu e în regulă, el știe ce cifre aproximativ și cine el ar trebui să fie. Dacă deviază cumva, înseamnă că trebuie să intervină. Iată așa și noi aici avem 3 indicatori importanți pe care trebuie să ținem cont de tenșii. Când tranzacția este deschisă, ei sunt 5. Dar deschideți o tranzacție ca să știm, ca să vedem cum ele fluctuează. Înțeleg. Tu trebuie să duc în cel, da? Dacă ține până ziua, trebuie să scrieți părut. Ok. Nu știu, dar de termen să știți acolo multe de roșu. Unde de roșu? Nu, de roșu. Când e ceva nu bine, arde ceva. Că nu un sel să ardă acolo. Dar n-a să ardă, că eu cât am dat aici. În cazul ăsta, ce procent de marjă avem? Știi cineva cum se calculează ăsta? Atrage atenția la dânsul. Da. Când o să vede depozit? Eu știu că marjă întâi și îmi obține de 200. Asta e ce spate de aici. Dar nu ce e tot jos să fie. Asta e partea de jos. A, nu. Nu nici o tranzacție. Balanța. Astea sunt banii în cont, plus profiturile. Sredstva sau equity, de acasă e cel mai important indicator la care trebuie să ne dăm. Care e formula? Depozitul minus ceea ce avem la istorie. Aha. La targobie. La equity. Și istorie, e tot. E depozit, plus sau minus profitul. Poate să fie profitul la istorie și în plus și în minus, da? Da. Profit și plus, minus, standardele active. Așa. Adică dacă în momentul ăsta tu închizi stăr, apiată cât în balanța cont. Dacă deschidem tot ce, închidem tot ce este activ, iată asta este balanța contului reală care este. Iată aici noi trebuie să atragem atenție cel mai des. Acolo sunt banii noștri reali în viață. Pentru că poate fi tranzacții active în profit și equity mai mare decât balanța. Și invers, da? Marja. Asta e marja ocupată. Svoboda e marja, marja liberă. Și urmărit marja, asta este procentul marjei. Care tot are formulă. Ea nu-i nimic, nu este deloc complicată ca tare. Nu știu dacă el vă trebuiește, dar trebuie să atrageți atenția că atunci când adică atunci când cu procentul marjei ajunge la 100%, asta înseamnă că toată marja noastră este în piață. Este indicat, sunt niște cifre, de ce am atras atenția mult la procentul ăsta. Eu mă strâng și am găsit așa, deci, formula, nu pot să zic că e perfect, dar e ok ca să ne ținem procentul marjei undeva la 10.000%. Pentru că voi stați liniștiți, asta ar fi 10.000% să fie procentul marginal. Asta ar însemna că suntem în piață cu maxim 10% din volumul nostru. Da? Corect?
Viața mai mult cu 5 ani. Nu, ți-am pus capul la procinti, mi-aș dat o bună marjă, dacă îmi folosim la marjă actuală și nu țin o lor de procinti, e exact ce e la ură de marjă. Ce vedem aici, da. Dar i-am luat duși. Amin, dar spuneți-vă ce vă luăm. Acum și-o explic detaliat. Da, da, deci voi ați trebuit să trebuie să atingi. Mai este un moment important. Dacă nivelul marjei scade sub 500%, e grav. Indicator. Deci, iată acolo să aveți grijă, tot timpul să fie 10%, cel puțin 500%, dacă, asta e, dacă ajungi la 500%, atunci trebuie să apelați la, la un ajutor. Să vedem ce se întâmplă acolo, ce spate de făcut. Asta nu înseamnă că nu mai nu tranzacționat, cum spune Mihai, nu înseamnă să opriți de ușor pe bord. Nu înseamnă că automobilul ăla să meargă mai departe, el să meargă, nu putem tranzacționa. Doar că deja ne atenționează că ceva nu e regulă. Trebuie avut grijă. Asta e pur și simplu un indicator de atenție. Trebuie tras atenția la lucru. Deci te atenționează. Deci vedem, calculăm și ne gândim. Tot în regulă, mergem mai departe așa. Deci poate fi el, poate fi influențat de faptul că noi suntem un instrument care are o mare marjă scumpă. Și multă marjă este pur și simplu în piață, cum este dacă este pe DAX 30, intrați acolo și să vă se ocupă tot cont, sau pe Bitcoin. Și procentul marjei, practic, și marjă liberă rămâne foarte puțin. Da, el nu e minus mare. Și asta poate să nu fie un pericol. Ca tare, da, trebuie atras atenția cât mai repede, scăpați tranzacții, dacă el înseamnă că el nu este cu volumul potrivit contului nostru. Dacă procentul mare a scăzut atât de mult. Înseamnă că trebuie să intrăm cu un volum mai mic. E clar? Sunt întrebări la aceste 5 nivele. 5 indicatori. Nu. Ok. Despre comerț în marjă, ce e asta? Și asta e foarte, eu nu știu dacă noi că tare îmi pregătim prea mult material tare, este vreo ori jumătate. Mai aveți energie? Da, este. Mai avem. Și interes este. Da, ce e comerț în marjă? Asta e bine. Nu ne ajung bani și ne ajută marjă. Ne ajută banca, nu știu, așa. Așa ați înțeles. Asta noi vrem să ieșim, de exemplu, cu, la Bitcoin cu un loc piață, dar noi nu avem posibilitate, contul nu ne permit. Și intrăm numai cu 0.1, dar noi nici atât nu avem atâția bani și nu ca brokeră, da? Ne ajută cu mare de piață, dar în glasul de hoi să crește toată marja. Dar sunt indicatori la care nu sunt crește toată marja ca la Bitcoin. Aveți în direct pentru la un loc? Da. Și asta e mult ca tare de explicat și de văzut. Să fie sarcină pentru voi pe acasă, să vedeți la fiecare instrument. Sau voi trebuie să cunoați, dacă instrumentul pe care tranzacționat, trebuie să știți ce marjă el ocupă la un lot standard. Și să știu cât e. Poți să intru cu un lot, poți să intru cu 5 loturi, sau trebuie să intru cu 0,5 pe ăsta. Cât costă un punct pe grafic la instrumentul dat, care e marja ocupată și care e mărimea contractului. Pentru că azi vedem, mai gândeam, cu ce să asociez mărimea contractului. Când mergem la metru, de exemplu, vreau să cumpăr o sticlă de colă, nu pot să cumpăr numai una. Pentru că ele acolo sunt sigilate într-un box, da? Și frenul vrei că să cumpăr toate, 20 sau 20. Dar așa și aici, sunt, este un, o mărimea contractului. Vă știți că la valute, mărimea contractului este de 100.000. Noi nu putem să cumpărăm pe piață, schimbăm un euro într-un dolar. Sau invers, un dolar pe euro, da? Dar trebuie să schimbăm neapărat, volumul minim este de 100.000. Un lot. Da, brokerul permite tranzacționarea și cu 0 întreg și 1. Asta înseamnă 1000. Contractul va fi, da? Și nouă ni se gajează de 100 de ori mai puțin. Pentru că la tot ce ține de Forex, la valute, marja sau levierul, leverage, umărul de creditare de 1 la 100. Știți că sunt instrumente la Peleron care nu au levier de 1 la 100, dar e diferit. De Google? Da, ești și... Nu intrați. Da, de când avem un acest mai consultat. Ce? Care e levierul? Care e levierul? Nu v-ați uitat. Nu, deci era strașnic. Nu, el este foarte lent. Da, sunt instrumente care permite. Instrumentele astea foarte profesate. Da, deci dacă ești ceva strașnic, atunci știu să care e levierul. Deci, dar ce strax este din nou? Când un gap invers, nu știu ce levier are. De ce mai așa de mult de mod? De ce? Dacă nu luăm profit... Păi, informația asta este acolo când noi ne uităm la... La simbolul? Da,
Este marina contractului acolo. Dar Riviera nu. Și cum, eu trebuie să am ce deschid ca să luați o cont? Da. Să luați un cont demo și deschideți. Pentru că Riviera se modifică în independență de condițiile care se invitați. La Forex e standard. E de 1 la 100. Gata. Ce ți-a invitat să cred capital? Poate să fie 1 la 100, 1 la 200, 1 la 500, 1 la 50, 1 la 40. Deja am analizat mai multe, am studiat și am văzut că ele sunt 1 la 40, 1 la 77. Diferit. De ce? Pentru că asta depinde de condițiile de piață. Iată la Google, de exemplu, 1 la 500. La Amazon, 1 la 50. Da. Dar Levier schimbă pe parcursul? Nu, pe parcursul unei tranzacții, nu. Nu, am în vedere în general. A, să fie așa, dămână să fie altă, să fie la Revoa, să fie așa. Da. Mie îmi pare că era 1 la 600. Da, unde v-ați uitat? Sau l-ați calculat? A, noi. Nu, am deschis și era... 600 ce? 600 de euro. Nu, minusul? Da. Spread-ul? Spread-ul. Acela-i spread-ul. Acela-i comisiune pentru tranzacții. Alivierul ăsta este umorul de creditare. Cât ne ajută pe noi banca sau brokerul? Noi intrăm. O mie, brokerul ne ajută cu celălalt în 99. Abia dai. Cu 100 de ori mai mult, timărește volumul nostru, în cazul când intrăm pe piața de capital. De ce? Brokerul ne ajută cu 500, cu 499. Noi punem o parte, el pune 499. Pentru că contractul la acest instrument este foarte scump. Și altfel ar intra foarte puțin trader acolo. Și de asta, datorită Livierului și profitul este mult mai mare. Un punct de acolo, dacă ar fi pur și simplu cumpărat acțiunea de 3.200 de dolari, eu trebuie să aștept ca să crească cu un dolar, ca să câștig un dolar. Dar dacă e crește în preț cu un dolar, fiind pe piață, pe contract, pe CFD, eu câștig 500 de dolari. Ca dolarul celălalt. Mm-hmm. Înțeles? Ce înseamnă Livierul? Adică îi mărește nouă și profiturile, dar și pierderile. Asta și-l adaptăm conform contului. Povestiți cum se calculează marja? Da. Oh, cu barca. Da? Încă o dată poza asta? Iată sunt vapoare care pot să ducă ceva foarte greu, da? Să transportă marfă, tone, zeci, sute de tone. Dacă noi asta am încărcat în bărcuța asta, el poate să ducă? Nu. Nu. Asta ce duce? Un om? Iată așa toți traderii care intră pe 1000 dolari pe Google. Asta ca și cum ar încărca toate cutiile astea în bărcuță, lasă că eu azi trec. Cumva azi trec. Păi că nu e așa de mai mult, că am grijă. Dacă nu, o să-mi iau brațul ăsta de lucru. Nu, mă să și în mare poți fi. Vă spun că nu, dar nu știe. Precesă, e frumoasă. Oricum e cu plăcut, e frumoasă. Ați înțeles ideea cu vaporul, da? Dacă vrem să ducem greutăți, înseamnă că ne trebuie un vapor de ăsta. Dacă vrem să ne preamblăm, atunci te faci cu bărbuța. Bun. Cum se calculează margin level? Da. Să explic în general margin level, ce e asta, părghia asta sau level-ul ăsta? Mă cât mai simplu la persoana prie. Deci, level-ul ăsta ce e în general? Dacă să vorbim din punct de vedere investițional, level-ul cât e? 1 la 1, corect? Deci, orice mișcare, o crescut un dolar, face acel procent. Nu în tranzacționare, asta e pentru ca să faci profitul într-o perioadă mai scurtă. Adică să nu ajungi la 90 de ani ca să ai acele milioane sau miliarde sau cum au ajuns, dar să fie într-o perioadă mai scurtă, da? Pentru asta trebuie să fie ajutat și că acest levier el e independență de mai multe puncte. Dacă să înțelegeți acolo, te ajută cu un anumit interval și de asta mai instrumente în general, în special pe piața de capitală diferă, levierurile. Și asta, ca să înțelegeți, levierul cât e mai mare, cu atât este mai mare profiturile. Și viceversa. Levierul dacă e mai mare, piața e mai periculoasă. Dacă, de asta și zic. Și riscul. Da, riscul e mai mare. Riscul e mare atâta timp, e foarte mare când deschizi tranzacția și după te uiți. În primul rând, ce, da, ce faci când deschizi o tranzacție? Și-am dat pe demo, am văzut și așa, în primul rând, ce faci când vrei să deschizi o tranzacție? Dar pentru asta și este demo. Numai pentru asta. Una, ce faci? Îți verifici ce spread are. Când nu deschizi tranzacția și are atâtea puncte spread-ul și îți duci acolo jumătate de bază mai spread. Nu e ok asta. Adică trebuie să te vedem start.
spread-ul. Spread-ul ăsta trebuie să vezi cât plătești, adică cât dai, cât comision, trebuie să vezi care e instrumentul în tine rentabil. Instrumentul sunt foarte mult pe grafic. Intrările sunt foarte multe. În fiecare minut e tot intrare pe grafic. Înainte, cumpăra o călătorie, intră în biletul, da? Și uiți, unde te duci, unde să ajungi, cât ai să faci profit. Sunt instrumente care poți să meargă tot graficul și să faci numai la $100, sunt instrumente care 5 puncte și faci mai mult. Dolarul de Hong Kong, dacă îți fac tot intervalul ăsta până sus, abia faci $1,000 la o oră. $1,000 și acolo trebuie 2 ani, de exemplu. Acolo investiți foarte sigur, dar oricum, trebuie să aștepți o grămadă de timp. Cunoașteți dolarul din Hong Kong versus dolar? Ați văzut graficul, vedeți? Da, nu arată doar cu ea. E foarte sigur investiție. Poți să lucrezi, faci tot prost. Iar acum e în special în partea de jos. Acum e bine, deja s-a urcat. Deja s-a urcat. Nu, îi dăm și în profit. Ah, super. Din profit. Ați întârziat. Deja până ne-am investit. Da, adică tranzacția cred că e deschisă din decembrie anul trecut. Și acum a trecut spread-ul și a început să întărească dolarul. Ca să înțelegeți, e un grafic lateral care nu și-o dat cum e o zi la mine. Dar cu stopul de sunt, nu o să le iei sigur. Adică deja contează, pentru că nu au niște orice lans. Dacă se înțelege de unde e parte de jos, adică trebuie o perioadă mai lungă ca să atingi profitul, da? O să de lotă și... Ai plus aici, folosești de vie de 1 la 100 și faci profit. Așa, despre marginea acestui level, ce reprezintă el? Este un indicator din managementul riscului. Din start, denumirea lui ne spune că managementul riscului, adică el ne indică cum trebuie să gestionăm riscul în general. Și cum el se calculează? Are o formulă foarte simplă. Deci, margin level este egal cu equity împărțit la margin și mulțit la 100. Dacă se dăm graficul, o să vedem acolo. Formula, nu știu. Deci, asta cu ce e egal? Este egal cu marja împărțit la saldo mai marja și dimulțit cu 100. Si. Marja? Da. Nu, equity se strefa împărțit la svobodna e marja. Nu, este svobodna e marja împărțit la marja și dimulțit cu 100. Strasă, împărțit la marja. Împărțit la marja și mulțit cu 100 de procent. Care sunt de aceea strasă? Stop, iar svobodna e marja. Strasă, dimulțit la marja. La marjă care? Svobodă e marjă? Nu. La marjă. La marjă care e... Așa. Și dimulțit la 100? Dimulțit la 100. Și atunci primim margin level. Și aici avem un procent. Care se va conduce la sfârșit. Din delitul zeritim. Deci, marja liberă sau nivelul de asta e egal cu equity împărțit la marja și mulțit la 100%. Sredfa împărțit la marja care s-o luată și 33 și mulțit cu 100. Și e ca să dea acel număr de 25 de puncte. Așa. Dar acest număr nu spune că ați spus. Calculați odată 20 până mă zic. Da, să privesc tranzacția, faceți o poză. Cel mai bine să faci poză, în ce cauză. Dacă vrei să vezi perfect, să vezi rezultatul ideal. Pentru că este elucidează. Și dacă ați uitat acum până ce scrii stresul, până ce se scrie, de exemplu, stresul faș, până ce o să împați, până ce o să mulțești, e deja acolo să mă ridici. Dar ea este calculat, nu știu cum se calculează. Nu, eu v-am explicat. Cum se calculează? Eu nu am zis calculați, indicatorul nu e indicator, de exemplu. Poți, de asta e logistică. Nu, indicatorul nu se calculează în spate. Nu am făcut o roată. Trebuie să... Toate instrumentele să puti, trebuie să faci combinația perfectă între ele. Svobodna asta marjă este. Pentru ce explic formula, nu pur și simplu ca să se duci acasă, să calculezi, să vezi, verifici calculatorul, nu. Trebuie să înțelegi ce e aplicat în formulă, ca să înțelegi cum funcționează. Iar, de exemplu, dacă marja liberă e 0, ce înseamnă asta? Simplu. Iar, fără scris la grafic, nimic. Dacă marja e 0, nu poți schida la 0. Când poate fi marja 0, tu e simplu după formulă. Când ești 0, gata, contul e asta înseamnă. Și că aici ajunge, ori ai două variante. Ori contul e asta, ori n-ai nicio tranzacție activă. Simplu. Nu trebuie să vezi pe care să analizezi. Te-ai uitat, dacă e echity, ăsta nu poți fi 0 și ăsta e 100, nu contează. Și te uiți în start, echity 0, gata. E gata acolo. Să-ți da. 0.
trebuie să faci zero, adică trebuie să stai. Deci nu am dat ca să faci calcule, să știi că m-a trebuit. Dar și de la master, nu sunt eu la lecție, la lecție să rămâne, că e zi de acolo. Fă o poză și eu mă gândeam, poate e necesar pentru ceva. Nu, faci poză ca trebuie să stai exact. E necesar pentru că poți deveni trainer care înțeleg ce fac. Conștienți, că nu o să fie clar, să minte să fie clar, că îți poți explic oricui, ia că ce e asta. Da, eu înțeleg ce e asta, da? Ce să-și cu noutăți? Gândiți la noutăți. Noutatea sună într-un fel, dar trebuie să înțelegem la bază e cum să înțelegi viața. Nu pur și simplu, rap și referință. Da, ea e ceva. Nu despre trader prima zică. Așa. Și toate acest margin level, el este influențat de volum, de tipul tranzacției și de levie. Deja asta e clar de ce de levie. Pentru că atunci când îți ia marja, îți o ia în dependență de levie. Marja se ia în dependență de levie. Nu, asta nu e fel. Să știm, e important de misie. Da, știm cu motorul la automobil, pe, în față, sunt că poate am aproximativ pe urmă de linie. Da, să știu cum e. Cum? Dar poți să conduci fără să știu ce e structura la motor. Dar dacă știi, e tot, e foarte bine. Dacă se strică, să știu unde se repare. Da, să știi cum zici, să repare. Să ții bani în plus, să te folosești totul altceva acolo. Ia, da, asta e. Sau să strică, să strică. Dar să știi cu aer, cu aliină, să colunghe. Când ați vorbim despre termă, o temă foarte interesantă, ca să nu înțelegeți domeniul tranzacționare greșit și scopul lui final. Să nu încurcați voi investițiile și, în general, tranzacționarea cu lucruri de noroc. Cred că nimeni. Așa, nu știm. Unul. Este mai mult. Asta te zău așa, metodic. Și atunci vă explic și cum e influențarea asta. Un motiv este că nu prea mulți investitori abordează piețele ca o modalitate de jocuri de noroc, în speranța unui mare câștig. Asta, când te arunci pe piață un mare câștig, presupunem din prima tranzacție deschis cu o mare, ai luat profit. Perfect, prin contul crescut cu 50% ideal. Ai zis să două tranzacții, ai luat iarăși un profit. Tu aici, din a treia tranzacție, a patra, a cincea, a șasea, nu contează, într-un moment dat o să duce în minus concret și a zis, gata, contul nu o să mai fie, de exemplu. Sau o duce în minus grav, adică e... Și ajungem la emoțiile astea negative care vor să se recuperăm rapid și atunci se includ alte emoții. Da. Ce se are vedere aici? Aici, în trading trebuie să fii nu trader pe moment, dar trader în timp. Și în ajutorul de noroc, să nu încurcați, adică, hai ca să meargă în bai și eu sunt ca să duc în bai, nu. Tranzacționarea credincii. Tu ți-ai făcut risc și money management și te uiți unde o să ajung, dar nu. Dar poate, hai în coleac, nu, aici nu merge, să întoarci calculatorul, să mut grafice, nu, asta nu merge. Ca să înțelegi, trebuie să creezi pur și simplu în cifre. Și că dacă îți vorbești de jocuri de noroc... Și dacă îți vorbești despre jocuri de noroc ca poker, acum nu vorbesc de aparat sau ce, dar vorbesc de poker, blackjack și alte jocuri care sunt la nivel internațional, le sunt de oameni, sunt socotite ca profesii. Trebuie să înțelegeți că există ceva care faci profesionist și faci ca amator, da? Ca trader trebuie să faci ceva profesionist. Adică tu, pentru ce să înveți risc și management, trebuie să-l calculezi, trebuie să gestionezi risc. Când ați fi așa calculat în timp, asta îți aduce roade. O mică greșeală în respectat volumul, ok, luată-i stop loss, e ok, este riscul, acolo a fost calculat, e bine, mergi mai departe, faci profit. Ca să înțelegeți chiar și mai este jocul ăsta care vorbesc, persoane care pierd și acolo care pierd, asta pierd numai ăștia care vor, dar poate să eu azi sunt miliardier peste noapte. Nu. Acolo sunt și acolo sunt în acele domenii, sunt persoane care fac o profesie asta. Poker este profesie internațională, ei joacă pur și simplu credincii. Gata. Nu ne interesează că e preferatul lui, că e Leo Messi, că bate gol, că nu știu ce. Piața nu e interesantă, zero. Marcar se întoarcă invers pe teren. El a văzut cifra, a văzut că trebuie să aduc profit. În tranzacționare. Tu ai văzut cifra, te interesează că dolarul ăla să scadă. Important, într-un final să ai profit. Graficul ăla poți să joace în sus și în jos și iar în sus și iar în jos. Important, în sus să ai sărți, jos să ai bani. Și într-un final tu suntem profit. Gata. Dar nu, hai că poate să am întărit dolarul, că totuși e America. Nu, să duci în jos, îi dai săr, gata, nu, e America, nu te interesează de principiile astea. Tu te-ai uitat la graf, el ți-a dus chis săr, tu îi dai săr. Aici nu trebuie să implici și emoții. Când ea îmi place, că e japonez, îi dau bani, îi dau săr. Principiile astea nu merg.
te uita cifra, cifra ți-o arătat său, te-ai dat său, ți-o arătat bani, dat bani, într-un final ai profit. Dar unii cifră ce? Cifra tu trebuie să o calculezi. Trebuie să riscuri mai mari și mai tare și trebuie să-ți regulezi, dar să-ți gestionezi, dar volumul, contul, toate este. Nu unii dat 3 tranzacții cu 0, unul avea profit și... Și am merge un lot precis. Și ne scrie de grea și iarăși. Și primești că iei 10 take profit și un stop loss la stop. Take profit. Da, arată frumos, motorul e frumos, e cu verde, tot, verde, roșu, jos, e minus. Ai ideea... Doamnele care a fost la masterclass cu femei, era o doamnă, Tatiana, tot însărcinat și ea povestea. Deci soțul stăteau și-a luat un profit de brand cu 0.5, conform, mai am management, tot ok. Și închidem profil vreo 600 ceva de dolari. Mai deschidem 0.5, dar era discursul lui Trump. Ei, uite, gata, vreo 500, dar asta era de la minime, când era brandul deja vreo 15 dolari. Crescut la 12, era 14-15, a fost așa un fost o creștere frumoasă, după care a stat plop și încă una. Și pe urmă iar s-a dus încă mai jos. A ajuns aproape din nou. Ei deschide cu 0.5, faci 600 ceva de dolari, mai deschidem 0.5, 860, închidem profit, soțul, dar era seara, pat, amândoi, dar amândoi l-am curs. Ei, tam, ce eu știu, uite, îți duci bine, precis, să duci, te-ai cum, nu știu, joci cu 0.5. Când am dat un lot de acolo, hop, umbră în jos, și că de acolo s-a început agentura lor. Mai stai pe loc. Nu, precis, că sunt aici, gata. E mai de un lot de acolo. Și de acolo el a pezut încă foarte mult. Și că acolo s-a început a uita ce înseamnă equity, ce înseamnă marge. Dar mi-a dorit că, clar că cel mai ușor să vezi pe greșelile tale, cel mai tare, doar dat și nu te-ai ridicat, practic te-ai zgâria la genunchi, nu să înțelegi că trebuie să-l pășești. Nu s-a luat la flotă, era mult. Era însărcinată acum. Nu, acum asta a fost mai de mult. Păi eu zic, dacă acum era însărcinată, s-a încătat și ea nu s-a flotă. Poate asta e alt bărbat. Ca să înțelegeți, sunt tranzacționare foarte mult pătează despre volum, cum s-a vorbit anterior. Retornare pe că și nu intrăm în panică și nu trece cu toate emoțiile cele negative, că te mergi în despește, nu trece atunci când noi e... Când e minus, de la atunci nu are. Emoția e puternică atunci când volumul nu este respectat. Și tranzacția ta când faci o mișcare mică pe grafic, dar minusul e mare. E ca tine atunci te deranjează, atunci ești frica. Frica nu trece la stop loss. Dacă iei un stop loss, de exemplu, contul de 10.000 și iei un stop loss de 100 de dolari, pe tine asta nu o să stresezi deloc. Tu vezi în parte ce mai ai, când nu miști ceva, da? Tu te orientezi. Aici nu e pare frică. Frica apare că nu respect. Și știu că asta nu trebuie de respectat, trebuie respectat, dar eu să mă zic încă 10 ori, trebuie respectat. Pentru că asta e baza. Volum. Risc și mai mare. Când asta să fie clar, atunci o să fie și rezultatul. Întrebări. A, despre jocurile. Ce ai existat? Da. Adică ce să aici? Multă teorie noi. Adică să înțelegeți că trebuie... De calcul. De lângă de calcul trebuie să fie aici. Da. Hai să începi. Sună, știu că sună ok, dar ca să înțelegi cum și orice bani vezi numărat, așa și tranzacțiile descalculate. Foarte mult dezvolt clasă neurologică. Ce? E ca nu mie ca este eu, ca tare, tot domeniul ăsta, pentru mine e ceva nou. Și eu sunt cu plasa neuronică să dezvolt. Deci merge mai tare și mai tare din cauza că așa e un domeniu interesant. În domeniul în care în fiecare perioadă, ca să înțelegeți ce se poate lua de bază, că istoria se repetă, corect? Da, istoria se repetă. Istoria se repetă, aici are în vedere că prețul ajunge la același nivel. Dar el este influențat de totuși alte evenimente. El a ajuns, de exemplu, fost 5 lei, s-a dus la 10 și a rășumut la 5. Da, istoria se repetă. Istoria care îndepte se repetă, se repetă prețul. Dar acțiunile care au făcut prețul să ajungă acolo, ele se modifică în timp. Și până ajunge acolo, formează alte figuri, alte. Și de atâta, piața niciodată nu se repetă. Prețurile se repetă. Da, graficile nu se repetă. Ca să nu se facă un calcumere la 2 săptămâni după și s-a făcut un anumit ciclu și are, aștepți calcumere? Nu. Acolo o să fie o figură de continuare ca să-l aduc la prețul și o să fie o mare credere, o să fie o noutate, o să fie un discurs, orice nu s-ar întâmpla. Istoria se repetă să ai în vedere cu prețul se întoarce. Asta numai. Dar cauza e diferită. Dar cauza e diferită. De asta și este forma grafică. Urmăresc tot timpul ce este tot, suntem în tempo, tot ce se întâmplă la momentul ăsta și înțelegi în ce lume trăim,
cum decurg lucrurile în lumea asta, simți că, într-adevăr, ești real, trăiești, ești romantic, real, adevărat. Atunci când te duci cu un buchet de flori frumos, da, și cu, într-un, nu vreau să dau detalii, că e mai, te simți un romantic adevărat, asta e real, da, se vede, poți să pipăi, să permiți să oferi și te simți bine că ești în stare să oferi ceva frumos. Dacă îmi spui că ți-aș da soarele, să pun la tine în vază, desine un buchet, nu știu, eu m-aș simți mincinos ca tare, cum să spun că dau soare, dacă nu pot să-l dau, nici cum, da? Și dacă mai bine să fiu realist. Dacă poate cumva. O să-l aducem, dar cred că nici el nu poate. Poate mor. Cum? Poate mor. Poate mor. Să fac excursie. Să-și arăt în colțușor. Despre soră toți auzi? Da. Sunt aici trei reguli importante. Tesorus, deci a fost pentru el un exemplu tatălui care a trecut prin război, probabil, și a fost un supraviețuitor. Și a învățat trei reguli de bază a riscului. Este în regulă să riști. Voi, la moment, considerați că este în regulă să riști? Da. Pe care deja pentru dânsul să-și răspundă poate. Cât e risc? Cât e risc? Și sunt persoane care îți feriesc de risc. Cumva ei încearcă să le evite. Acei care nu ce încearcă, șacalele încearcă să iei riscul. Dar ei stau față în față cu riscul. Și îl fac micuți, da? Îl învață să-l controlez, poți controlez orice risc. Când riști, tot când riscăm, nu pariem niciodată pe fermă. Asta în vremea lor era ferma cel mai important. Și vorba că, da, sunt cei care merg la lucruri din loc până și pun în garsă și apart casa. Asta, da? Și pierd tot, asta nu e ok și nu e cazul nostru. De atât și vorbim de cifre și de calcule, pentru că trebuie să înțeleagă să-și măsoare puterile. Nu punem niciodată în risc totul. Nu înseamnă să vindem casa în care stăm, că sunt deschid cod să tranzacționeze, există 1.000.000 de alte posibilități. Întotdeauna când începem o afacere, ne asigurăm că suntem asigurați pe 2-3 luni înainte, pentru că posibil că în aceste 2-3 luni să apară un risc oarecare. Noi trebuie să fim asigurați pentru asta. Asta trebuie să vă gândiți și luați în calcul. Fiți întotdeauna pregătiți să învingeți o retragere pripită. Ce are de vedere? Aici înseamnă ideea că o retragere pripită. Presupunem că ai deschis tranzacții de sell sau de buy, da? Tranzacția e în profit. Sau e minus, nu contează, adică situația care. Ideea principală e retragerea pripită. Să nu temem de umbre. Nu aici de umbre. Aici trebuie să închizi tranzacția manual. În cazul în care s-a întâmplat o noutate foarte puternică și vezi că influența e destul de puternică și tranzacția ta e în profit, atunci chiar trebuie să închizi manual. Există și situația asta. Pentru că dacă n-ar fi asta, adică atunci chiar îți minimizezi riscul rapid. Asta în cazul, nu, asta e în cazul în care gândești la risc și nu că te-ai influențat frica și rapid să închizi, să nu mărească minus sau când nu stop loss-ul mai aproape. Tu atunci nu mă stop loss-ul mai aproape ca să fii mai mic, dar tu mă stop loss-ul mai aproape ca să-l ia. Adică care, cum funcționează în general. Stop loss-ul atunci, ideea e care, tu mă stop loss-ul cu gândul ca să-l micșorezi. Adică dacă e minus, e mai mic. Dacă atare, tu micșorezi stop loss-ul ca să-l iei. Adică tu asta-i dorești, tu-l ajuți. Ca să fii clar ideea. L-ai pus acolo, dai pași, dar în cazul în care sunt voluntăți care din punct de vedere fundamental, de să omoare tehnica, să o pui în genunchi, atunci închizi rapid tranzacția în situația care este. Și o întrebare. Da. Atunci când se face pe un curs, da, de bază, de obicei se deschid conturi cu 100 de mii. Da? Omul când trece la real, trece cu o altă sumă, foarte diferită. Depinde pe tânsul. Da, dar am venit de cele mai des cazuri, sunt mai mici. Aveți o statistică? Nu știu, dar eu mă gândesc că nu toți deschid cu 100 de mii. Nu toți. Unii dintre așa. Și unii nu. Păi da, vreau să zic, nu toți deschid cu 100 de mii. Deschid cu conturi mai mici. Și atât calculi lui la cel buget și calculi deja la buget mai mic. Adică, cum să spun, omul cade într-o altă lume. Când ați făcut calculele pentru un parteneriat, de exemplu, sau calculele la risk management, să calculezi stop loss-ul, ce calcul, vorba de ce conturi erau?
Când ați făcut calcule, de exemplu, vă să vorbiți pe vreun parteneriat, da. Double hit sau unul plus unul, cum se calculează el, și cum, cu ajutorul acestui parteneriat, noi am putea ajunge la scopul nostru. Presupunem că scopul e 100.000, vrea să ajungă la condiv. De la ce start v-ați pornit? Asta tot e teorie, doamna Olga. Să are în vedere că se învață pe dimensi pe Ferrari, dar când intră să... Să învață pe ei și situația. Păi asta vreau să zic că... Păi, dacă acolo... Cum spune, mergi Ferrari și îmi ceri pe uși pe o ladă. Și dă-i să dai clasul, dar nu se duce. Când e dat pe bugar. Asta vreau să zic, adică poate... Problema știți care? Vă explic, simplu aici. Contul de 100.000, să deschizi tranzacție, să presupunem cu un lot, înseamnă că la 10.000 trebuie deschis cu 0.1. Tu, iarăși, aici cifre, rentabilitatea, tu iei profitul, tu dacă la contul de 100.000, nu, când faci greșeala, tu la 100.000 deschizi cu un lot și la 10.000 cu un lot. E clar idee. Aici duci jumătate de cont, acolo duci niște sârge. Da, psihologic, eu vreau să spun că... Psihologic, de asta zic să rece, nu trebuie să implici psihologie, ci trebuie să implici, nu implici emoții, în general. Te-ai dat la cifră, ai văzut, e 0,1, e 3 cu 0,1, gata. Aici 2 plus 2 e 4. E 4. Și altceva nu trebuie să știi aici. Asta e ideea. Ai înțeles? Stai cu cont de 100.000 și ai deschis tranzacții cu orot și măcar piața aceea se întoarcă invers, cum ți mai am de cont ceva? Piața valutară acolo, în zori, în 8.000 de puncte. Să ducă de la minim până la maxim, să duce undeva 20.000, cred că am calculat. E cont mic de 100.000 să-ți merge în care și de ce 100.000 îl deschid cont? Nu, eu nu zic că nu sunt, dar pentru a, sunt situații. Nu, chiar n-ai merge la curs. De ce? Pentru a da diferite situații, da. Pentru a pregăti traderi care să știe ce înseamnă deschis tranzacții și pe piața de capital, și pe piața de mărfuri și pe forex, și acolo ai nevoie de o altă marjă. Pentru a vedea totuși că ai deschis pe Bitcoin și nu îți dă voie să deschizi. De ce nu îți dă voie? Chiar dacă ai 100.000, nu îți permiți să deschizi cu un lot. Dar dacă ai să fii contul, de ce poți să-i arăți omului așa? Nu poți să-i oferi frumusețea în general a domeniului. Bun, presupunem, să mergem la școală altă și puteți să ne punem pe jugule să mergem. De atât dacă nu vă permiteți în Moldova asta să mergeți că tare pe alte mașini. Învățați-vă pe trebuie și mai departe ați vitiem. Dacă să aveți bani de altă automobilă, să vă luați, dacă nu, nu. Nu, de ce să învață? Să acum dacă învață pe mașini noi și pe cutie automată. Nu te întreabă nimic ce o să conduci. Adică să zic, cum a zis Lera, adică să dă lucrurile astea din cauza că să vezi diferite situații, dar să faci experimente ca să știi la ce să știi. Exact, să ai loc. Nu spunea să trăi de lucrurile. Adică nu-ți faci imagine chiar că dacă... Eu la marș, de atât pentru că am văzut greșeală care îmi trebuie să repet cu eschiu. Dar contul mi-a permis foarte bine. Eu am deschis cu un lot, s-a dus în săr. 0-1, s-a mai dus mai tare. Gata, n-a să mai tupe. Da, ți-ai cu un lot, ți-ai cu un lot. Și când am ajuns acasă, contul mi-a permis, dacă a făcut o corecție mult mai mare decât 100.000, că dacă nu era să merg contul gen, era să, dacă era să fac așa pe contul meu, cu numai tranzacționat, nu mi-a dat posibil. Dar eu am văzut așa, la prima contul mie mi-a permis să fac așa greșeală. Sau că de cum am dat să se explice la trei de nu era să fac așa greșeală. Dacă aveți un cont de 10.000, că nu se știe voi cu cât ați tranzacționat ca tare, nu e că pe piața internațională, zilnic se învârtesc cu volume de aproximativ 10 trilioane de dolari. Dar noi nu ne permitem ca tare să intrăm cu așa de mult bani și de atâta, e că învățați-vă puțin. Nu am spus la început, nu-i principiul ăsta. Asta e piața financiară internațională. Înțeles ideea. Da, nu mă lucrăm pe cu... Cum mă treabă un trader. Mă scuzați, din asta vorbiți, vede foarte bine. Mi-a tranzacționat asta, ok, la primele lecții de practică. Nu, no, ce scuze, pe și-au plecat toți. Dar din asta vorbiți de 10, 15, 20, 30 de mii, dar noi vorbim de valută națională? Vasile, tu iahele? Noi suntem pe piața națională? Noi învățăm, vin de la piața centrală sau vin de pe piața internațională? Asta este. Noi vrem să câștigăm ca tare 10.000 de euro, dar ar fi de dorit să investim în câteva 10.000 de lei. Și să-l primim bine. Ce am vrut până acum? Da? Nu este un casino, nu este joc de noroc, este o afacere. Și dacă vrem să deținem un mall, atunci trebuie de investit. Mult în modul acela, că el după asta să-și răscumpere investițiile într-un termen foarte mare. Vrem un magazin micuț de legume de lângă casă, o să investim mai puțin, dar clar că și profitul de fie aici, respectiv. Să trăim din profitul acela. E exact același principiu.
de afaceri. E afacere. Asta să vă băgați în cap. Nu e nici cum cazino și joc de noroc și scoate. Da, sunt momente când traderii prind momente foarte bune de piață. Și sunt în istorie și noi le avem deja istorii reale aici. Traderi care prind momente bune de piață. Dar avem și traderi care arată profitabilitate. Și foarte mulți traderi, și asta mă bucur, în ultimul an și în general traderii noi aici care îi formăm, arată profitabilitate constant. Iată, și extrageri în ultima luna martie, ca număr, sunt mai multe extrageri decât sutrineri, decât conturi noi deschise. Sunt mai multe ca număr. Nu vorbesc ca sume, oricum am intrat cu depozite mai mari, extrag lunar 500, 1000, 2000, 5000. Ca număr, sunt mai multe extrageri luna asta decât conturi noi. Că asta este un indicator pozitiv pentru noi, înseamnă că oamenii fac profit, fac extrageri. Asta este bine. Ca să vă arăt un cont, Mihai, ajutați-mă cu asta, statement-ul. E, poate cineva din voi l-a văzut, l-a mai arătat, este vorba despre un domn de 50 ani, Nicolae. Da, depozitul a fost în stat de 100.000 și poate să spuneți că ei, ne arătați așa că 100.000 cum tranzacționează. Dar nici un problem, nu poți să spun. Vrei să ajungi în America, nu poți te duci cu cucuruznic. Te duci cu Boeing. Zbori. Vrei să te duci până în cealaltă sat, poți să zbori cu cucuruznic. Tot ok, hai să ajungi. Dacă te pornești cu, nu știu cum se cheamă filmul ăsta. Cum se cheamă? Astea micuți. Așa, așa. Da, de la Madre Lupodă până deasupra Chișinăului, exact ajunge combustibil și vii înapoi. Dar mai departe, cred că nici până la Unghiei ajungem cu avionul și avem toți. De asta și exact așa și cu depozitele. Ai depozit care îți permite, înseamnă că și ținta ta o să fie mult mai mare ca vorul. Depozitul mai mic înseamnă 5%. E valabil pentru toți. Nu s-a spus că trebuie să faci $500 pe lună. Sau $5000 pe lună. S-a dat procentual și la fiecare deja îți prind tip de depozit. Este? Da. Am probabil este să sunt proiector. Deci, vreau să, de ce vreau să vă arăt? Pentru că domnul ăsta a venit și a întrebat. Olga, cu cât trebuie este ok să deschid depozit în domeniul ăsta că eu să nu pierd bani? Adică eu mai auzit că mai sunt care se joacă, nu știu, eu vreau să eu întreb serios, cât eu trebuie să mă pornesc? Și că de ce cum le spun la trebuie, nu există ideal. Dar cel mai bine ar fi totuși cu 100.000 să vă porneți. Cel puțin 100.000, stai fără grijă. Bun, facem. Nu a fost vorba de parteneriat, bonus, nimic, s-a pornit doar cu banii lui. Astea sunt tranzacții deschise la început, deci prima a fost deschiderea contului a fost în 2019, 18 septembrie. 2019 și asta a fost septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Așa, om a încercat, omul, nu știu, nu că nu știu să deschide cu mai mult, dar așa am spus din start, conform de management, cum l-a tranzacționat? Asta e vorba un standard din loc, și vă trebuie 5-10, mai arătat exemplu, când 10 roturi de criptovalute și minus 70.000 după asta recuperează. Pentru ce? Trebuie să ard motorul ca după asta să-l repar. Să investesc bani să-l repar. Mai bine merg, calm, liniștit. Doar cu câte un lot, am încercat pe diferite instrumente. Are profituri, are și minusuri la început. Minusurile se văd sau nu se văd? Nu. Minus 13, 23.000, 13.000. Am încercat diferite. Ca aici noi făceam lecții, cursuri. Deci nu era stabilit portofoliu. Și pe gold, și pe euro nou, dacă vedeți și CAC 40, și Brent, și CAC. Asta au fost, doar aici deschis tranzacții, după care nu prea au intrat pe CAC. Tocmai înainte, peste un an de zile, după ce a făcut prima extragere, atunci i-am recomandat cumva, domnul Nicolae, poate deschideți tot și aveți cont care vă permite. Deschideți o tranzacție cu un volum mai mare și vedeți ce înseamnă asta. Ei da, se poate. Dar se poate ca 40, se poate. Și atunci în ziua aceea el a deschis-o dimineața, după amiază, când am vorbit de dimineața, eram prin oraș, după amiază a deschis tranzacția cu 10 roturi pe CAC 40 și a închis-o, nu repede, a doua zi dimineața, parcă se cred că dau seama că ultima, nu dar nu ultima, că asta e statement-ul mai actualizat. Undeva în noiembrie, 10 roturi, da. Asta e de la Sofia Luisa. Da. 39.000. 39.000. Asta e, 30.000. Și până atunci vreau să spun că profitul de moderat, chiar că om avea deja contul de peste 300.000. Și tot se rachiește o tranzacție cu 1.000 dolari, de 4.000 dolari. Oamenii vor la 10.000 de 4.000 dolari într-o tranzacție. Asta e ideea. Deci doar cu un lot,
Portofoliul era petrol. Apropo, noi am prins că e, deci coronavirus, pentru că ianuarie, februarie, când uităm la început tranzacție, s-a tranzacționat ceva decembrie, la deschiderea fondului, după asta decembrie, aici știi, 2020? 2021. 2021. Dați mi-a spus. 2020, încă. Încă, 2019. Septembrie avem tranzacții care au fost lăsate deja pe termen lung, octombrie 1, noiembrie 1, decembrie 1, după care martie. Toate cât au fost căderea asta, erau tranzacțiile pe termen lung, câteva închise, altele, nimic. Când au ajuns la piața, la prețuri publice, că era neclar, omul lucrează în structură de stat, pentru că tot era complicat, nu știu ce se întâmplă, nu știu, abia la normal ce a venit carantina, dar că atunci și-au făcut timp, până atunci au fost probleme, nu știu, am venit virusul, sau venit la noi toți, prin februarie avem o domnișoară Marie la Parlament în grupă și e bine foarte stresat. E prima, au venit cu mască la curs în februarie. Noi ne râdeam de chinești, dar ea vine și zice că dar știți că e foarte serios treaba că tare. Și e prima, au venit cu mască la curs în februarie. Pe care în martie, 14 martie, a fost carantină. Pe 14 de atunci s-o pornit. Și atunci au avut timp aici, mai de început să deschidă tranzacții, a fost vorba de aur, petrol, petrolul pe termen scurt, avem viteaiu de la deschis 9. Deci este o tranzacție mai din așa cu bani de la un prețul de 9 dolari, 9,17 viteaiu, deci la prețul minim de jos. Și pe tranzacție, deja după asta, tot în creștere, bai, cu metoda adăugării, le-au închis în noiembrie. Tranzacțiile de petrol. Dacă să vreți, o să dau statements la analizație, e important să vă ajute care a fost, care este ideea. Ca liniștiri, nu stai pe mâna de mouse să urmărească graficii. Cum înțelegi, la nivel mondial, gata, petrolul la minime. Unde ați lucrat? Nu m-am sus. O adăuga pozițiile, o lăsa să lucreze, abia în octombrie, noiembrie, ne-am închis pozițiile. Pe aur, la fel, sell. Aur tot creștea, sell, doar cu câte un lot, cu metoda mediere, după asta când o coboră de jos, toate salurile lui erau deja în profit. Le-au închis și atât abia după. Dați-mi jos raportul. Graficul ăsta. De tranzacționare. După ce abia era sfârșitul anului 2020, vreau să plece în vacanță, psihotare la fica lui și a făcut prima extragere de 80.000. Cât era în plus peste 300.000, deci început cu 100, ca tare neapărând de stat pentru 5%. Prima idee a fost de 3% ca tare dividende, ceea ce vin mult sau noi pentru 3%, știți, 36 anual. După care a zis, ok, dar să mai deschid niște tranzacții, hai tot și eu să învăț. Nu pur și simplu să fac niște lauduri acolo ca să fie contactiv, dar o să învăț. Și a deschis tranzacții pentru afacerile loturile și să fie activ contul de 3%, să primească 5% profit lunar. Și spunea lunar undeva ne rentăm la 8%. Ca să ajungem la sfârșit de an, cont triplat. An, nu lună. Și e rău să triplez contul într-un an? Cum nu s-a așteptat, dar a tranzacționat foarte liber și safe, așa, fără stresuri. La sfârșitul anului, când închis, aici nu se vede atât de cât se repezi perioada, pentru că acum sunt și tranzacțiile actuale de anul ăsta, pentru că au luat vacanță o lună, au început a tranzacționa abia jumătatea lunii februarie. Au venit atâta tranzacție, deja au venit din vacanță, s-au întors înapoi la muncă și au zis, pornit și am făcut business planul pentru 2021 deja. La moment, tranzacțiile active sunt de brand și pe Bitcoin. DSP-ul închis cu profit foarte frumos. La crește, până a ajuns în vârf. Am recomandat închis și el să zice, poate îl închid totuși cu destul de bine acolo. Era un profit, o închis tot și așteptăm colecția, după care intrăm. Să închid Bitcoin-ul, pentru că Bitcoin e foarte multă marjă. Închidem Bitcoin-ul, după care mai deschid iar și nu mă apeți pe mai mult nu intră nicăieri. Ce am vrut să vă arăt mai jos, cum ar trebui să arăte graficul contului vostru. Și maximum drawdown, iată aici este o chestie importantă, atnăsită nu e prăsat ca pe balansul, spunem eu, de răceală. Și nu depășați cu 20%. Dar unde sunt toate informații peste? În statementul vostru. Descărcați statementul de la istoricul tranzacționare și asta e statementul. Toți știu cum descărcați statementul? Care da, care nu, așa s-ar da. Începutul 100.000, treptat,
ușor în creștere, cum ar fi normal, da? Nu putem spune la treabă un copil de 4 ani să facă aceeași treabă ca și al de 18 ani. Sau să cerem un așa cer de la pensul. Exact așa își pun. Nu poți să ceri de la pensul de 100.000 ceva ce să facă el acum la 400 de ani. Acum poate sta pe Bitcoin cu 0,7. Dar nu poate, nu putea să stai atunci. Nu putea să deschide deloc. Acum aș primi, pentru că știi că e ok. Niciodată nu s-a dus în minus mai mult de 14,39, mai mult de 16% din control. Apnesitele ne-ai prăsat ca pe balansul, sau că n-a vorbit, da? Deci niciodată nu riscați să nu vă duceți în minus mai mult de 20% din contul vostru. Ce îți spuneam cu la Mihai din grup, sunt băieți care au putin. Dar de fapt ei sunt în sală. 0,35% apnesitele ne-ai prăsat ca pe balansul. Tranzacții, la sfârșitul anului 2020, erau 89, pare mi se. Timp de un an de zile, 89 de tranzacții doar. Nu zic de loturi, cum mai ești cu două, trei din când în când, dar foarte rar, mai multe erau cu un lot. 89 de tranzacții. Dacă le împărțim la 12 luni, cât e asta? 5-6 tranzacții pe lună, 7 tranzacții pe lună. Asta e stresant? E riscant? Dar profitul parcă face unul mai. Dar nu stresa asta de mult. Da? Se poate și așa? De tranzacționat. Exemplu, la multe, dacă ceva exemplu de astea, aveți nevoie, vreți să vedeți sau să vă motivați sau să vă cumva să vă inspirați din istoriile altora, nicio problemă, veniți și vă arăt. Așa ar trebui să arăți. Statementul vostru. Când e vorba de... Asta nu e normal. Pentru că nu punem lumea așa, să-ți tragă măgarul, motocicleta noastră, să o umbrim. Când are fiere, să nu prin copilul de 5 ani să facă practic, care să învață clasa 8-a. Ne adaptăm după posibilitățile noastre și facem profit. Dacă ați obosit, dacă v-ați încordat și la noapte să visați ceva de genul, grafice, cifre, atunci eu vă felicit. Înseamnă că ați evoluat, înseamnă că ați învățat ceva, cel puțin v-ați încordat și ați devenit mai mult. Și vă doresc ca asta să vă ajute în tranzacționare și în ceea ce faceți. Și dacă aveți nevoie de ajutor individual, apelați.